Vă salut, prieteni, pe toți cei care la această oră sunteți alături de Craiova, de echipa iubită a Craiovei, a Olteniei. Vorbim de FCU Craiova, de Universitatea de Știință. Astă seară joacă împotriva fostei Coloșvarii, actuală CFR, campioană întâmplător a României și o echipă care s-a făcut de râsul curcilor în cupele europene. Este motivul pentru care acum suntem în direct pe canalul de YouTube Templul Sportului, canal de YouTube care va transmite, așa cum știți foarte bine, probabil toate meciurile de fotbal ale Craiovei din acest sezon. Spun probabil pentru că săptămâna viitoare voi fi pe Național Arena și este foarte posibil să comentez, dar nu aici, ci pe site-ul FlashScore. Acolo probabil voi comenta meciul dintre Steaua și Craiova de pe stadion. Voi comenta meciul pe FlashScore. Acolo ne vom putea conversa. O să țin deschis linkul pentru a vorbi, bineînțeles, și înainte și în pauză și după meci, săptămâna viitoare de pe Național Arena. Până atunci însă, al doilea meci al Craiovei în acest sezon e cu campioana României, o echipă care dă semne că nu se află într-o formă foarte bună. Putem profita de asta să sperăm că toți cei care sunteți acum distribuiți această transmisiune, în mod normal, în scurt timp, va fi și pe pagina de Facebook a Craiovei anunțul că se transmite meciul aici. Dacă vrea cineva, vreun suporter al Craiovei, să intre în legătură directă, la aștept. Iată linkul la care puteți să trimiteți înscrierea pentru a vă conecta. Dacă dorește cineva, bineînțeles, să susțină canalul de YouTube, poate apăsa butonul dolar. Vă puteți abona, în cazul că sunteți abonați, puteți da like la această transmisiune pe care deja am început-o. N-are rost să mai scriem că începem la 15:50. Așadar, în scurt timp, Universitatea Craiova CFR. Acesta este meciul pe care îl voi comenta astăzi aici pe acest canal de YouTube. Așteptăm să se strângă oamenii, așteptăm mesaje, dacă doriți să întrebați ceva, dacă doriți să intrați în legătură directă, vă aștept pe toți în direct astăzi pentru că mai e puțin timp, încă 11 minute până va începe meciul. Avem echipele de start, evident, le avem de aproape o oră sau poate mai bine de o oră. Oaspeții vor juca astăzi în următorul 11. O clipă să mă uit, văd că pe pagina de Facebook a fost postată o bucurie a Craiovei, postată de mine pe 11 octombrie 2020. Foarte tare. Mă bucur că s-a postat așa ceva pe pagina de Facebook a Universității Craiova. Oaspeții vor juca astăzi cu Bălgrădean, cu Brown, Graovaț, Iuri și Camora, Deac, Boateng și Muhar. Apoi Păun de Beliu și Petrila. Acesta e primul 11 al formației din Cluj-Napoca. Craiova noastră joacă astăzi cu Popa în poartă, Negru, fundaș dreapta, Paramati cu Duarte, perechea de fundaș central, Jeremy este mijlocaș și stânga, Achim cu Asamoah sunt jucătorii de la închidere, Beten, Bausa, Durmen și Companio sunt jucători ofensivi, un 4-2-3-1, CFR-ul 4-3-3. Acestea sunt informațiile. Andrei Chivulete este arbitrul acestei partide. Se joacă la o oră insuportabilă aproape din punct de vedere al căldurii. Cred că sunt 45, dacă nu chiar mai mult de 45 de grade. La nivelul solului poate ne ducem la 48 de grade. Marius Croitoru vrea surpriza. Dacă vom avea declarații înainte acestei întâlniri, dragi prieteni, vom prelua de pe televiziune declarațiile celor doi antrenori, Dan Petrescu și Marius Croitoru. Știți, declarațiile flash înainte de meci. Atmosfera este sumbră, parcă nu este meci important. Foarte puțini spectatori în tribune, pe stadion, la tribuna a doua sunt foarte puțini oameni. În peluza sud să sperăm că vor fi mulți, în tribuna oficială văd ceva agitație. Acum avem și imagini cu peluza sud care nu este foarte, foarte populată. Sunt imagini și din tribuna oficială. L-am văzut pe Ștefan Petrescu, pe prietenul meu care se află la stadion. L-am văzut în tribune și mă bucur că acolo prietenii noștri sunt la datorie în tribune la stadionul Ion Oblemenco. Încă o dată cele două echipe, dragi prieteni. Bălgrădean, Brown, Graovaț, Iuri, Camora, Deac, Boateng, Muhar, Păun, Debeliu și Petrila. 4-3-3, campioana României.
De partea cealaltă, echipa care vrea să intre în play-off, Popa, Negru, Paramati, Duarte, Jeremy, Asamoah cu Hakim, Betembaus, Durmen și Companio. Schimbări, Negru vine fundaș dreapta, Paramati intră în centru după suspendare, Duarte este tot acolo, dar de data aceasta stânga unde era Jeremy, Jeremy se duce fundaș lateral, urcă Durmen mijlocaș, în rest sunt aceiași jucători ca și în meciul trecut, l-am inclus și pe portarul Popa. Așteptăm startul partidei, dacă dorește cineva să adreseze întrebări, le așteptăm, dacă dorește cineva să intre în legătură directă, îl așteptăm. Iată, numărul de ascultători crește, iată și link-ul, poate sunt suporteri ai Craiovei care vor să comunice cu noi înaintea acestui joc. Universitatea Craiova CFR este meciul pe care îl voi comenta de la ora 16 aici pe canalul de YouTube Templul Sportului. Vă aștept cu mesaje, o să opresc microfonul și aștept să se adune oameni din ce în ce mai mult. Iată, Andrei Brândușoiu din Germania. Te salut, Andrei! Salut, salut, Gabi! Să le spunem celor care țin cu Craiova că Andrei Brândușoiu ține cu Steaua, echipă care va juca diseară în Giulești cu Rapid. Ce faci, Andrei? Uite, l-am pregătit de meci. Meci în care eu cred că ții cu Craiova timp de 90 și ceva de minute. Toată viața mea am ținut. Vorbesc serios? Nu. Nu sunt undercover. Am crezut că toată viața ai fost cu Craiova și, bine, ca o echipă a doua a sufletului. Nu, echipa a doua a sufletului nu există decât una singură. Am câteodată așa afilități la una alta, asta e adevărat. Ce simți că se va întâmpla sau despre ce vrei să spui la Craiova cu CFR Cluj? Eu cred că CFR o să aibă un meci greu. Craiova în prima etapă, chiar dacă a pierdut, a arătat destul de bine. Da, la Farum. Și sper că... Nu știu, n-am văzut echipele de start, dar problema e cu căldura. Da, căldură mare. Aici să vedem dăruirea exemplară. Eu cred că aici Craiova are un avantaj. În primul rând, CFR-ul, mă rog, are jucători care au evoluat contra echipei din Andorra, au ceva minute în picioare, ca să zic așa, dar au și vârstă pe umeri. Mă refer la Deac, spre exemplu. Mă refer la Camora, fotbaliști bătrâni, mă refer și chiar și la Brown. Boateng e un jucător greoi și chiar dacă e jucător de culoare, de obicei jucătorii de culoare, pe căldura aceasta rezistă undeva la 50-60 de minute și o să vedeți că poate va fi schimbat. Asta e o analiză pe care am făcut-o eu de foarte mulți ani. Eu cred că această căldură o să avantajeze Craiova, dacă mă întreb pe mine. Mai ales că eu nu cred că CFR-ul se va mulțumi doar cu un rezultat de egalitate la cum îl știm pe Dan Petrescu și va juca pragmatic, încercând minge lungă și asta s-ar putea să o ajute pe Craiova. Îi are pe Paramati și Duarte buni în apărare. Popa e un portar bun. Să vedem. Da, eu sper să fie un meci frumos și sper că la finalul meciului să nu avem parte. Să ne bucurăm, dar să nu avem parte de vreo tragedie, pentru că căldura este extrem, extrem de mare. Și în alte țări, s-a jucat Sepsi mai devreme cu Argeș la ora 12, a fost 4-0 pentru Sepsi. 4-0 pentru Sepsi. Da, n-ai știut? 4-0 nu. A bătut Sepsi pe FC Argeș. Am văzut doar începutul de meci, dar părea destul de echilibrat. Da, 4-0, atât de echilibrat, 4-0 le-a dat Sepp și lui FC Argeș. Da, poate în seara asta o să câștige și Craiova cu 4-0 și... și Steaua cu 4-0. Steaua cred că ar fi cel mai bine să câștige, nu contează cum, ar fi cel mai bine să câștige. Cred că le-ar da o mare încredere pentru returul cu Georgeni. Și ar mai tăia din amarul care îl avem după primele două etape. Da. Foarte interesant va fi Craiova cu CFR Cluj. Astăseară se mai joacă și U Cluj cu CSU. Ce soartă! Două echipe din Cluj
contra două echipe din Craiova. Meciul dintre Universitatea Cluj și CSU va fi la ora 18:30 de minute, iar la 21:30 Rapid cu Steaua. O aglomerație așa de meciuri de la 12 până noaptea târziu. Noi am preferat să comentăm cele două jocuri importante, Craiova CFR și Rapid Steaua, pentru că voi fi aici și la Rapid Steaua, ar fi culmea să nu. Întrebări, am văzut o știre ieri, spunea că meciul dintre Sepsi și Argeș se joacă fără VAR. A fost adevărat? Da, da, fără VAR s-a disputat meciul. Fără VAR. Da, pentru că nu sunt decât trei caruri de-astea de transmisie pentru VAR, sunt doar trei. Înțeles? Și cum au fost patru meciuri programate, asta e situația. Bun, acum eu mă întreb un alt lucru. În ultimele etape, când se joacă toate de la aceeași oră, ce se întâmplă atunci? Păi da, dar nu mai e regula asta să se joace toate la aceeași oră. Nu mai e. Decât meciurile care contează, meciurile care pot fi importante în lupta, ori pentru evitarea retrogradării, ori pentru titlu. S-a dispărut de vreo 3 ani regula să se joace meciul la aceeași oră, la final. Bun, da, te poți trezi într-o situație în care toate au șanse să promoveze sau toate au șanse să retrogradeze sau nu știu. Da, e greu de crezut așa ceva. E greu de crezut. Să vedem ce va fi atunci. Îl vedem pe Marius Croitor în tribune, pentru că știți că a fost eliminat. Fără antrenor joacă astăzi Universitatea Craiova contra campioanei. Sper să nu fie o problemă pentru Craiova. Să sperăm. Bine, acolo tribuna e foarte aproape de bancă. E un pic deasupra băncii. Nici nu știu dacă este un lucru rău sau e bun. Eu mi-aduc aminte, Dan Petrescu la Urziceni stătea în tribună primele minute. Își dădea seama de meci, după care cobora pe bancă. Adică lui îi plăcea mai mult în tribune, pentru că vedea mai bine meciul de acolo. Plus că dacă adevărat, vrei să strigi și de acolo, care să-ți mobilizezi jucătorii. Da, bun, dar altfel e când vezi antrenorul pe margine și transmite altfel decât în tribună. Da. E ok, Andrei, iartă-mă, trebuie să comentăm meciul. Bine, bine, Gabi. Mulțumesc mult. Mulțumesc tare. Comentariu plăcut, numai bine, mulțumesc. Sănătate. Doamnelor, domnilor, vom comenta meciul dintre Craiova și CFR. Plouă la Craiova. La Craiova a început ploaia, din ce îmi spune cineva. Este o vreme numai bună pentru fotbal în acest caz. Vom asista la o partidă extrem, extrem de importantă. Universitatea Craiova contra campioanei CFR. Un meci pe care Craiova își propune să-l câștige. Evoluția pe care a avut-o Craiova în meciul cu Farul din Constanța dă speranțe suporterilor Craiovei că astăzi, de ce nu, vor câștiga meciul cu campioana României, care arată o formă oribilă atât în campionat cât și în cupele europene. În prima rundă CFR a făcut egal din punct de vedere fotbalistic cu Rapid. Dacă Rapid dă gol la ultima fază, meciul se termină la egalitate. În cupele europene CFR Cluj s-a făcut de râs, știți foarte bine, a fost eliminată de o echipă din Armenia, ceea ce este una dintre cele mai mari rușini pe care le-a suferit o echipă din România. Să fie cu ploaie de goluri pentru Craiova, zice Mihai Costel. CFR campioana offside-ului, zice Florin Popovici. Diseară ce facem cu Rapid, batem, vedem. Din clipă în clipă vom comenta meciul așadar dintre Craiova și CFR Cluj. Încă o dată cele două formații pe care le vom comenta de la această oră. Oaspeții se află în Vișiniu complet: Bălgrădean, Braun, Graovaț, Iuri și Camora. La mijloc, Deac, Boateng și Muhar. Iar în atac, Păunde, Beliuc și Petrila. În ce privește Craiova, Universitatea Craiova, astăzi pe teren cu Popa în poartă, Negru, Paramati, Duarte și Jeremy, Asamoah cu Hakim, Beten, Bausa, Durmen și compania. O lovitura de start a dat-o CFR Cluj, minge întoarsă acolo de Păun pentru Boateng, a degajat și s-a dus direct în afara terenului. De la Craiova comentăm această partidă așadar, de la București, de fapt, meciul de la Craiova îl comentăm în direct din studioul Radio Sport 1 din București. Tot din București vom comenta și următorul meci, dar de pe stadion dintre Steaua și Craiova. Meciul va fi săptămâna viitoare, luni, 1 august.
Mingea este acum la Achim. Achim întoarce până la Paramati. Paramati din nou la Achim în partea dreaptă a terenului. CFR Cluj a început în pressing. Mingea este la Bausa, 30 de metri de propria poartă. Bausa face pirueta, pasează pe partea dreaptă lui Radu Negru. Negru pasează înapoi. Mingea este controlată de Paramati prin fața lui, prin spatele lui Samoah. O dă lui Duarte, Duarte mai departe lui Jeremy pe partea stângă. Atacat Jeremy, dă însă din prima lui Samoah. Samoah controlează bine, îi dă lui Achim în centrul terenului, fața careului de 16 metri în zona centrală. Avansează până aproape de centru Paramati și el avansează. Intră dincolo de centrul lui Paramati. Paramati se oprește. Pasează înapoi Paramati lui Achim. Achim lui Bausa. Face o proare Bausa. Pierde mingea. Samoah o recuperează. Era să fie în posesia lui Debeliuc. Ar fi fost mare problemă. Mingea este acum la Duarte. Duarte pe stânga lui Jeremy. Jeremy din prima foarte bine. Acest atac continuă foarte frumos pe partea stângă. Van Durmen centrează. Van Durmen. Mingea trece prin fața porții și apoi se duce în aul de poartă. A încercat să taie balonul, să-i dea efect pentru Companio. Duarte a apărut bine la Durmen, a apărut bine la pasa din prima dată de Jeremy cu piciorul drept. Excelentă combinație. Craiova, iată, a avut un prim atac frumos, ofensiv. Bine a jucat Craiova și la farul Constanța. Problema a fost însă că nu a dat gol. În aceste momente mingea este în posesia celor de la CFR Cluj. Degajează Bălgrădean. Respinge foarte bine Achim. Mingea în centru. Bausa în cercul de la centru. Nu-i combine Bausa acolo cu Samoah. Samoah atacat de doi adversari. Trebuie să pasează înapoi lui Duarte. Duarte acasă portarul lui Popa. Ieșit în fața cărora de 16 metri. Popa îi dă mingea lui Achim. Achim atacat de Păun, pas pe dreapta lui Paramati, avansează Paramati, Negru se duce în banda dreaptă, însă este preferat din nou Achim în centrul terenului. Așteaptă mingea acolo și Samoah, iată-l, are mingea Samoah, pas mai departe pe dreapta, Achim avansează, trece dincolo de centrul terenului. Foarte bună această serie de pase ca la meciul de la Constanța. Mingea este acum trimisă de Betten în centru, Achim, în zona centrală, 30 de metri, se deplasa Negru pe partea dreaptă, nu a fost folosit de pasă, este trimisă înapoi lui Jeremy. Jeremy verticalizează, mingea a fost lăsată de Companio pentru Bausa, însă a fost recuperată de cel la CFR Cluj. Acum un foul făcut de Samoah asupra lui Debeliuc și este lovitură liberă pentru formația din Cluj-Napoca de la centrul terenului. Foarte insistentă Craiova pe aceste pase în adâncime. Se simt bine jucătorii Marius Croitoru. Au exersat cu siguranță tot ceea ce au de făcut în această după-amiază împotriva campionei. Mingea în aceste clipe este în posesia CFR-ului, dar recuperează bine Paramati, dă lui Achim. Achim înapoi lui Popa, trebuie să degajeze din prima, o face chiar de la colțul de 6 metri, degajează Achim, degajează Popa, o minge foarte lungă, respinsă de clujeni, până în posesia lui Duarte. Duarte îi trimite pe partea stângă lui Jeremy. Jeremy înapoi lui Duarte, cere să se deschidă jocul. Fundașul adus din Portugalia, din Liga 2, trimite la Samoah, Samoah lui Durmen, Durmen la Samoah. În zona centrală, în propria jumătate, este acolo balonul în posesia Craiovei. Controlează acest debut de meci Craiova ca și cum întâlnește o echipă de un nivel mediu. Acum o degajare lungă, lungă de tot, prea lungă, a protejat Brown și mingea se cenau de poarta. Samoah a încercat un balon în spatele apărării, s-a ridicat Croitorul de acolo și a transmis ceva elevilor după această minge lungă, degajată, greșit de Samoah. Au trecut 4 minute, foarte bine se comportă Craiova în fața campioanei. Ne aducem aminte, ediția trecută a fost condusă cu 3-0 de campioana României. Era însă apoi să egaleze, s-a terminat 3-2 tot cu CFR Cluj în debutul campionatului, când Craiova era nou promovată după 10 ani, se întorcea în Liga 1. Iată acum Companio, redublare pentru Bausa. Bausa ține foarte bine de balon, îi dă lui Van Durmen pe partea stângă, în volul Jeremy, îl simte Bausa. Iată, este Samoah, câștigă un balon pierdut inițial de Van Durmen. Bausa centrează, mingea este în careu, scot de acolo ceferiștii. Mingea este pe partea stânga lor, nu se duce Negru în pressing. Sunt la colț de 16 jucătorii CFR Cluj. Păun scoate pe stânga la margine Camora. Camora avansează CFR-ul. Petrila, acțiune pe partea stângă de Beliuc, se demarcă. Mingea scăderea la Petrila, Petrila îi dă mingea lui de Beliuc. Este acolo Paramati, stă pe picioare, deposedează. Absolut genial deposedarea lui Paramati în fața lui de Beliuc. L-a deposedat excepțional undeva în marginea terenului, în partea dreaptă apărării Craiovei. Îi pasează mingea acum Paramati lui Popa, Popa lui Achim, Achim lui Samoah, mai departe Samoah, foarte bine dă mingea lui Betten. Betten trece dincolo de centrul terenului, se demarcă, dar nu primește Van Durmen. Betten trimite pe stânga lui Jeremy. Excelent, se comportă Craiova în continuare, minutul 6. Jeremy în centru, a venit acolo foarte bine la primire. Companio joacă din prima cu Durmen, redublare Samoah.
este mingea la Bausa, Bausa Companio, din nou Bausa, Bausa vrea să dea verticalizare, mingea a doua câștigată de Craiova doar pentru moment, Achim, din nou Asamoah, foarte scurtă e Craiova acolo, acoperă toate zonele terenului, Asamoah, ideea lui Jeremy, din prima lui Bausa, Bausa, Achim, Achim, 35 minute de poartă adversă, scoate mult de tura mangei pe stânga la Bausa, Bausa pregătește centrarea, centrare Bausa pentru Companio, respinge de acolo Yuri, mingea revine la Bausa, control bun al lui Bausa, Bausa e de la colțul lui Jeremy, Jeremy centrează, Jeremy pe jos, mingea este preluată acolo de un jucător al CFR-ului degajată de Brown în fața care de 16 metri, preia Asamoah, îi fură mingea de belul Asamoah, din nou excepțional Durmen, Asamoah, mingea la Bausa, Bausa la colțul de 16 metri, pas lui Companio, Companio careu, ia călca balonul Bausa, însă au anticipat acolo CFR-iștii care pornesc pe contraatac, atacă acum CFR pe partea dreaptă, haos în apărarea Craiovei, prinsă pe picior greșit, în cele din urmă să se comportă bine, formidabil, Duarte câștigă, pasează greșit, acum mingea este recuperată de Craiova, nu dă șanse CFR-ului, foarte bine joacă Universitatea Craiova, primele 6 minute și 30 de secunde, mingea la Popa, Popa la margea de 6 metri, îl atacă pe un, degajează Popa, o degajare extrem de lungă în zona lui Companio, blocat de Yuri, protejează acum bine Betten, Betten în centru pentru Asamoah în propriul teren Craiova, minutul 7, Asamoah îi dă mingea pe stânga lui Jeremy, Jeremy redublează pentru Asamoah, Asamoah ia mingea cu el, intră în jumătatea adversă, Van Durmen din nou redublează pentru Asamoah, Asamoah are mingea în diagonală, pasează mult de tot pentru Negru, Radu Negru acolo recentrează balonul, scoate lui Betten în față, credește 16 metri, lasă lui Achim, Achim lui Betten, 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 urmează să se centreze Betten, mingea este respinsă de apărarea CFR-ului până posesia lui Achim, foarte bine Craiova, mingea pe partea dreaptă. Este Betten din nou minge în centru pentru Asamoah, 35 de metri zona centrală, pasă extraordinar, atenție la această acțiune, Radu Negru singur cu portarul, ratează Radu Negru singur, singurel cu portarul CFR-ului Bălgrădean, extraordinară fază, senzațională fază, extraordinară, pasă în adâncime, Radu Negru a apărut în spatele lui Camora și a ratat singur cu portarul CFR-ului. Iar acum e lovitură liberă pentru Craiova de la vreo 20 de metri. Ocazie monumentală de gol. Genială pasă dată de Asamoah în spatele lui Camora. A apărut Radu Negru. A reușit să facă preluarea. Dar Bălgrădean cu picioarele în față a reușit să-l blocheze pe tânărul Radu Negru. Pasa lui Asamoah a fost de-a dreptul miraculoasă. Iar Negru a ratat singur cu portarul celor la CFR Cluj, cea mai mare ocazie a meciului, o irosește din păcate micuțul, dar fără splină jucătorul Radu Negru, un fotbalist care aleargă tot meciul. Bravo Radu, a apărut nemaipomenit, pasa lui Asamoah a fost și ea grozavă. În aceste momente, dragi prieteni, este jocul oprit, Betten a primit îngrijire medicală, a fost accidentat, Andrei Chivulete a dictat lovitură liberă pentru Craiova, minutul 9 al acestui joc, este indicat locul de unde se va executa această lovitură, să vedem dacă pentru Craiova, nu-mi dau seama, este o minge între doi, Andrei Chivulete are balonul și să vedem, îi oferă balonul lui Bausa, cred, minutul 9 al acestui joc, Păun este îndepărtat, Bausa va avea balonul, a căzut mingea, Bausa lovește și dă lui Achim, care trimite înapoi lui Duarte. Atacă în continuare Craiova, dragi prieteni. Mingea este excelent. Asamoah îl păcălește pe Boateng. Continuă Asamoah în centru, zonă liberă pentru Achim. Achim trece de un adversar. Achim se duce, trage la poartă, minge respinsă. Continuă faza, cade acolo un jucător al Craiovei și este lovitură liberă pentru Craiova de la marginea careului de 16 metri. De la marginea careului de 16 metri, lovitură liberă în favoarea Craiovei. Sunt doi jucători care se năpustesc spre minge. Camora și Deac protestează la adresa lui Andrei Chivulete. Proteste acolo vehemente ale jucătorilor de la CFR Cluj. Se duce Deac să protesteze în continuare. Decizia e corectă. Foul clar asupra lui Companio. I-a luat fața adversarului și acesta din lateral îl lovește în șold pe Companio. Nu înțeleg de ce să protestez la o asemenea fază atât de clară. O decizie perfectă a lui Andrei Chivulete. Lovitură liberă pentru Craiova. Distanța nu e mare. Sunt vreo 20 de metri de poarta celor de la CFR Cluj. Maxim 20 de metri. Bausa și Companio sunt acolo. Se desenează locul unde se va executa această lovitură către poarta lui Bălgrădean. În aceste momente, fază fixă. O Companio îl văd acolo. Îl văd și pe Betten. Văd și pe
pleacă de acolo Companio, va rămâne să bată Bausa. Minutul 11 este lovitură liberă pentru echipa sufletelor noastre. Craiova bate lovitură liberă minutul 11 după ce a ratat ocazie singur cu portarul prin Radu Negru. Se comportă foarte bine Craiova lui Marius Croitor în primele 10 minute. 4 oameni în zidul CFR-ului. Este lovitură liberă. 20 de metri, puțin lateral stânga. Bălgădean așează zidul din 4. Strigă la apărare. Bausa rămâne singur. El va executa. Un jucător, Petrila, stă în spatele zidului culcat pentru ca să respingă un eventual șut pe jos. Bausa trage! Ce puțin peste poartă! Îl aplaudă Van Durmen, a trecut pe suminge Durmen. Bausa a tras excepțional, dar peste transversală fierbe Marius Croitoru în tribune. Mingea a trecut razant cu bara lângă vincul, a bătut Bausa. Mingea ștersă aproape bara transversală, excepțională execuție a lui Bausa. Formidabil a bătut Bausa. Iată două ocazii mari de gol pentru Universitatea Craiova. În debutul partidului era Radu Negru singurul portarul. Bausa din această lovitură liberă a bătut foarte bine. Mingea a trecut milimetric pe lângă vincul porții. Este 0-0 în aceste momente, dragi prieteni. Mingea este în posesia jucătorilor de la Craiova. Din nou arcătoarea mangele pe partea stângă pentru că a respins un jucător al CFR-ului, dar se bate greșit. Atacă CFR. Foarte bună recuperarea din spate făcută de Asamoah asupra lui Deac și din nou Craiova e prima la minge. Craiova joacă foarte bine, am spus-o și la meci cu Farul Constanța, unde din nefericire a pierdut, cred eu, nemeritat din punct de vedere fotbalistic. Au fost două șuturi ale celor de la Farul și atât. Minge curajos dat în centrul terenului pentru Bausa. Bausa cu Achim, cu Beten. Din nou Bausa schimbă mult de tot pe partea stângă, alergă acolo și ține mingea pe... Nu, o lasă în afară terenului. Brown este aruncat de la margine pentru Craiova, pentru că Brown nu și-a dat seama că mingea a fost șteasă de un jucător al CFR-ului. Aruncă de la margine Craiova, a bătut Jeremy pentru Asamoah. Asamoah centrează în careu, Companio deviază pe spate, mingea se duce însă în brațele lui Bălgădean. Au trecut 13 minute, rezultatul continuă să fie acum 0-0 la Craiova, pe stadionul Ion Oblemenco. Universitatea Craiova joacă net superior CFR-ului, care n-a avut nicio șansă, nici nu îi se acordă vreo șansă CFR-ului, la modul cum se exprimă Craiova. E prima la minge, controlează jocul total, Asamoah cu spatele către Companio, tot cu spatele pentru Bausa, intervine Iuri Timit în afara terenului. De la 30 de metri de colțul terenului de partea stângă, repune mingea în joc Jeremy Ughibert. Jeremy se duce, are mingea, strigă Marius Cloitor acolo cum să se continue această fază. Asamoah cere, Jeremy trimite lung de linie pentru Van Durmen. Van Durmen pasă greșit în centrul terenului, recuperează în cele din urmă doar pentru moment Asamoah. Mingea este acum recuperată din nou, oprită mai degrabă, stopată de Craiova, recuperează din nou CFR-ul, schimbă direcția de atac, este Camora, avansează Camora, îi trimite lui Păun pe partea stângă, Păun intră în terenul Craiovei, pas pe partea stângă, lungă de tot, continuă acțiunea celor de la CFR Cluj, blochează Paramati, minge este întoarsă și Păun, pas în adâncime, singur cu portarul Popa, e 1-0 pentru CFR Cluj. 1-0 pentru CFR Cluj, a săltat mingea peste portar Deac și deschide scorul minutul 14 al meciului. O acțiune simplă, frumos lucrată de cei de la CFR Cluj. Petrila l-a servit pe Deac. Deac a trimis un lob peste poartă, peste portarul Popa. În minutul 15 suntem acum, e 1-0 pentru CFR Cluj. 1-0 pentru CFR Cluj, după ce Craiova a jucat foarte bine primul sfert de oră. O acțiune de pe partea stângă, minge dată la marginea căror de 16 metri, pas în adâncime, a scăpat din marcaj Deac, a rămas singur cu portarul Popa, l-a lobat pe acesta și a înscris. Este 1-0. Este 1-0 pentru CFR Cluj, din păcate, păcat, mare păcat, pentru că a jucat bine Craiova primul sfert de oră. Din nou spun că fotbalistic nemeritat. Iată, după primul sfert de oră se face o pauză de hidratare. A trecut un sfert de oră în care CFR Cluj a dat gol prin Deac. Nu a fost offside, a fost o plecare din poziție regulamentară, a țâșnit de acolo de lângă Paramati și a lobat foarte bine, a trimis mingea în poarta lui Popa. Suporterii din Peluza Sud la bustul gol, jucătorii celor două echipe au această pauză de hidratare, n-ar fi exclus să fie două pauze de hidratare. E minutul 15 cu prosoape umede, medicii echipelor
îi ajută pe jucătorii celor două formații să treacă cu brio acest moment greu de a juca la ora 16 pe 40 și ceva de grade pe stadionul din Craiova. Ce gol, ce moment nefericit pentru Craiova, prieteni. A fost un gol marcat de Ciprian Deac din nimic, o fază însă simplă. Nu au fost atenți jucătorii Universității Craiovei în apărare. Ne hidratăm și noi, facem o pauză scurtă până când se reia partida. La fel ca la Constanța, o echipă Craiova atacă, ratează și cealaltă înscrie. Nu a fost un fotbal bun făcut de Farul Constanța, care a dat însă două goluri de la marginea carelor de 16 metri. A făcut acel 2-0, Craiova a jucat foarte bine, a ratat din toate pozițiile și a făcut 2-1, până la urmă a câștigat Farul. Acum Craiova a avut două ocazii mari, Radu Negru singur cu portarul, apoi o ocazie bună ratată de Pausa din lovitură liberă de la 20 de metri. Mingea a trecut milimetri peste vincul. Se rea partida de la centru, minutul 17, 2 minute de pauză de hidratare la Craiova. Este 1-0 pentru CFR Cluj. Din păcate, mingea este jucată de Craiova în apărare spre Popa. Popa îi dă lui Paramati. Paramati a fost surprins de pătrunderea lui Deac, l-a scăpat în spate. Trebuie să egaleze repede Craiova. Mingea la Samoah, o minge lungă, să vedem, se duce pe partea stângă, o prinde la colțul terenului Jeremy, centrează Jeremy din prima, la marginea careului de 6 metri, Terezina surprinsă de această fază, se dă din nou în careul celor de la CFR Cluj. Mingea este degajat acolo în disperare de un jucător al CFR-ului, împins acum de Duarte în partea stângă, ajunge acolo primul la minge Van Durmen, care este faultat, lovitură liberă pentru Craiova de pe partea stângă, a faultat acolo americanul Brown. Este 1-0 pentru CFR, vă repet, o fază simplă, balon intrat din partea stângă de la margine la colțul careului, o pasă dată în adâncime pentru Deac și acolo mingea a fost săltată de Deac peste portarul Popa. Este lovitură de colț acum pentru... Nu este lovitură de colț, Brown salvează cornerul, se ducea mingea în corner, Brown a degajat, mingea este la margine care rășește pe centrul al Craiovei. Radu Negru trage catastrofal de la 30 de metri, s-a lăsat pe spate și a dat cu exteriorul mult peste poarta echipei CFR Cluj. Calm, transmite Marius Croitorul din tribună, după care își pune mâinile în cap, își bagă capul în palme, pentru că nu se poate așa ceva, cât ghinion să ai să ratezi cele mai mari ocazii din primele minute, în primul sfert de oră, după care să vezi că ești condus acasă de CFR, care n-a arătat nimic în primul sfert de oră. Ca o echipă pragmatică ce este, însă a dat gol din prima fază de atac. Degajează Bălgrădean. Mingea nu este respinsă de Beten, însă este deviată în afara terenului de un jucător al CFR-ului. Aruncă de la margine Știința Craiova de pe partea dreaptă. Mingea este la Radu Negru. Radu Negru se uită înapoi pentru Paramati. Aruncă însă lung de linie. Prelungește pe spate balonul Beten spre Companio. Companio îi dă lui Bausa. Protejează Bausa. Schimbă de pe centrul terenului până pe partea stângă. Mingea este poziția lui Jeremy. Are un culoar bun. Avansează Jeremy. Primește Bausa. Bausa din nou pentru Jeremy. Foarte bună pasă. Se centrează în fața porții. Mingea este controlată acolo însă de Camora. Atacă acolo Beten. Camora iese din apărare cu minge către Păun. Păun pe partea stângă îi dă lui Petrila. Petrila din nou lui Păun. Joacă bine Păun. Ajunge în fața lui Asamoah. Îl oprește Asamoah. Însă faza continuă. Fază pe partea stângă. Îl duce în pressing Paramati pe Petrila, care iese de pe teren. Cu tot cu minge. Aruncă la margine pentru Craiova. Radu Negru va repune balonul în joc. Minutul 20 al întâlnirii. Scorul este 1-0 pentru CFR Cluj. Minge la Paramati. Paramati trimite lui Popa. Popa pregătește degajare. Oh, o degajare din alunecare, a căzut în momentul degajării, trimite greșit, șut și deviază în corner. Paramati, este corner pentru formația CFR Cluj. O degajare proastă făcută de Robert Popa. Paramati îl salvează, a alunecat în momentul degajării, din nefericire, tânărul Robert Popa și în aceste momente este corner pentru Craiova, pentru CFR de pe partea stângă. Bate Păun. Minutul 20, intrăm în 21, la Craiova este 1-0 pentru CFR Cluj, bate Păun. Păun este executantul loviturii, peluza sud la înălțime, din nou deasupra porții lui Popa. Se bate corner și peste poarta, a reluat un jucător al CFR-ului dintr-o fază clară de gol. Vreo 9 metri de poartă a apărut acolo singur,
a reluat cu capul peste poarta lui Popa. Nu-mi dau seama cine este, nici nu contează, reluare de cap, ocazie mare de gol pentru CFR Cluj. Mingea acum posesia lui Duarte, Duarte lui Jeremy, la cost 16 metri, nu, acum e Jeremy, a primit de la Duarte, Jeremy în centru, zona liberă, Achim. În fază de atac, Craiova din nou, Achim îi dă lui Bausa, preia Bausa, oh, ce fault urât, grosolan, i-a dat peste picioare acolo Iuri lui Bausa, se bate lovitura liberă pe partea stângă, se trimite lui Jeremy, Jeremy din nou în centru terenului Asamoah, se demarcă negru, pasa însă este dată mai scurt către Beten, a pierdut balonul, încearcă să recupereze Craiova, nu poate, foarte bine joacă această fază de atac CFR pe partea dreaptă, este în posesia din nou Deac, vine acolo și primește un jucător al CFR-ului, însă este blocat de Asamoah, foarte bine, să vedem această acțiune de contraatac, Bausa, Bausa trece de doi adversari, Bausa e de la companiul centru, companiului Van Durmen, continuă atacul, Van Durmen pe piciorul greșit, trece însă, a vrut să-l oprească acolo prin fault un jucător al CFR-ului și într-adevăr se dă lovitură liberă pentru sau out pentru Craiova, să vedem decizia, doar out, Jeremy va repune mingea în joc, îi trimite lui Asamoah, Asamoah, minge în centru, Beten, prea tare, bagă mingea în careul de 16 metri și mingea în această clipă este, dragi prieteni, în posesia lui Bălgrădean. Bălgrădean are balonul, este o acțiune de atac a formației Craiovene din degajarea lui Bălgrădean. Se duce acolo spre Debeluc, Debeluc mută pe partea dreaptă lui Ciprian Deac. Ciprian Deac avansează spre careul de 16 metri, este la colțul careului, intră în careu, e deposedat de Asamoah care vrea să țină mingea, o ține pe teren, nu-l ajută însă nimeni, îi dă acum pasă lui Achim la colțul careului, zonă bună de atac pentru Craiova acum, este descoperit centrul terenului, Bausa scapă de doi adversari, trece printre ei foarte bine, Bausa continuă faza, Bausa trece de toată lumea, îi dă lui Companio, Companio pasă total greșită către Van Durmen, se liniștește atacul Craiovei, Durmen îi dă în centrul lui Asamoah, Asamoah șut pe jos, slab, pe lângă poartă, o execuție slabă pe care o face Asamoah de la distanță, însă se vede treaba că se trage la poartă din toate pozițiile. Minutul 23 este 1-0 pentru CFR Cluj. Bausa are ceva probleme. Bausa a întins pe gazon, a fost călcat din spate de Iuri și trebuie să vedem care sunt problemele cu Bausa. Este întins pe gazon Bausa, călcat de Iuri. Andrei Chivulete nu e de acord că a fost atât de dur faultul făcut de jucătorul CFR în momentul de întrerupere. Minutul 24 am intrat, e 1-0 pentru CFR Cluj, din păcate contra Craiovei. Deși, vă repet, foarte bine a jucat primul sfert de oră Craiova, după care însă, moment total nefericit, a luat gol dintr-o situație foarte favorabilă celor de la CFR Cluj care au atacat de la Cluj care au atacat pe partea dreaptă, au intrat la marginea careului de 16 metri, s-a dat o pasă în spatele apărării. Teznea prezintă golul, o pasă genială dată către Duarte, iar execuția lui Deac este briliantă într-adevăr. Foarte frumos golul celor de la CFR, n-avem ce spune. Craiova este echipa care ia cele mai frumoase goluri de la adversari. Mingea este în această clipă în posesia lui Bălgrădean, va degaja. Este degajarea lui Bălgrădean. Bălgrădean de la marginea careului de 6 metri, degajează Bălgrădean, o minge lungă în marginea terenului, este acolo Duarte, protejează și e out. A fost împins portughezul Duarte de un jucător de Deac, nu, Paramati a fost acolo. Este un moment în care observ, dragi prieteni, că Deac și cu Paramati au avut un dialog, dar până la urmă cu zâmbetul pe buze. Este mingea aruncată la margine de Jeremy. Jeremy la lung de linie pentru Van Durmen. Cade acolo un jucător la CFR Cluj, jocul continuă, a căzut după un duel cu Asamoah, nu cu Van Durmen. Se duce să vadă Andrei Chivulete despre ce este vorba. Să vedem, este lovit la față Iuri, fundașul central Iuri este întins pe gazon. Să vedem dacă va fi o decizie de la margine, de la VAR. Se duc acolo jucătorii CFR-ului să protesteze că ar fi fost lovit cu cotul jucătorul de la CFR Cluj. Andrei Chivulete le spune să își vadă de treaba lor. A fost o săritură la cap, însă nu cred că este vorba de a fi penalizat cu cartonaș jucătorul Craiovei. Să vedem, Marius Croitoru cu capul plecat încearcă să găsească soluții pentru ca Universitatea Craiova să revină pe tabela de marcaj.
Este minutul 26 al acestei partide. Rezultatul continuă să fie 1-0. Foarte multe întreruperi. Să vedem cât va fi prelungită prima repriză. Chiar sunt curios cât va fi prelungită prima parte, pentru că am avut 2 minute pauză, încă 2 minute acum probabil. Este jocul întrerupt. Van Durmen este în prim plan. Să vedem dacă se va lua o decizie împotriva lui Van Durmen din carul de transmisie din VAR. E galben. A primit cartonaș galben Van Durmen. Cartonaș galben Van Durmen. Se așteaptă, însă nu se notează nimic. I-a spart dinții, se pare, Van Durmen din această lovitură. Se duce Andrei Chivulete la margine să discute cu antrenorii echipei CFR Cluj, care protestează și cer cartonaș roșu. Minutul 27, în continuare, este întins pe gazon jucătorul CFR-ului. Probabil va fi nevoie de o schimbare. Mare tensiune în continuare, jocul este întrerupt de foarte mult timp. Îi se aplică acolo o pungă de gheață. Este într-adevăr plin de sânge jucătorul Iuri, dar s-a dat deja cartonaș galben pentru jucătorul Craiovei, pentru Van Durmen. Este lovitură liberă pentru CFR Cluj. Van Durmen a protestat, este trimis de Andrei Chivulete în cele din urmă spre propriul careu de 16 metri. Tensiune mare și în tribune, în jurul lui Marius Croitoru sunt oameni care stau acolo și ia să vedem faza. No, nu este niciun caz lovire de roșu. A întins brațul, iar Iuri s-a dus în brațul jucătorului de la CFR, de la Craiova, și s-a lovit de antebrațul lui Van Durmen. Jocul va fi reluat din lovitură liberă pentru, să vedem ce decizie, este lovitură liberă pentru CFR Cluj, bate Boateng. Boateng pregătit să execute, între timp Iuri primește în grijă medicală în continuare afara terenului. Este lovitură liberă pe care o bate CFR, care trimite foarte mulți jucători la marginea careu de 16 metri al Craiovei. Este acolo 5-6 jucători, se bate lung de tot pentru o recentrare în fața porții, prinde Popa. La marginea careu de 6 metri a prins Robert Popa, ține mingea în brațe, nu se grăbește, o lasă lui Duarte în careu de 16 metri. Iese Duarte din careu cu o pasă către Jeremy. Jeremy redublează pentru Duarte. Vine acolo, primește Asamoah, e zonă liberă, avansează Asamoah, ajunge la 35 de metri, în centru Bausa, Bausa redublează din nou pentru Achim. Achim în cercul terenului, pe axul central, Achim trece de un adversar, încearcă și de-al doilea, îi dă pasă lui Bausa. Bausa se demarcase negru, a treia oară când negru s-a demarcat și n-a primit mingea, a primit-o odată la începutul partidei și a ratat singurul portar. Acum recuperează Boateng, a anticipat o pasă, pericol, recuperează însă Asamoah. Craiova joacă bine. Craiova joacă destul de bine după părerea mea și își poate crea în continuare ocazii de gol. Trebuie să fie atentă la aceste baloane pe care le pierde ușor. Acum Radu Negru ajunge, centrează Radu Negru, corner pentru Craiova. Trebuie să avem mai mult optimism și noi și jucătorii, să atace mai mult, să-și creeze ocazii de gol. Craiova poate egala pe CFR Cluj astă seară. Un rezultat de egalitate nu cred că ar fi o dramă pentru Craiova, pentru suporterii Craiovei. Este lovitură de colț de pe partea dreaptă, bate William Betten. Betten în minutul 29, corner pentru Craiova. Betten se pregătește să execute acest corner la colțul scurt. Minge prelungită pe spate un jucător al CFR-ului. Poate trage la poarta Samoah. Este la 6 metri, pune mingea lui Bausa. Bausa îi scoate balonul lui. Pua, ce ocazie! Ce ocazie! A tras Achim și e corner. Achim a tras la colțul lung în gura porții. Un jucător al CFR a respins cu spatele în corner. Ce șanse de gol! Ce șanse de gol! Bălgrădean a respins la Asamoah, a evitat șutul, a pus mingea lui Bausa. Bausa a văzut că e atacat de 3 adversari. I-a trimis lui Achim, a tras la colțul lung și mingea este deviată în corner cu spatele de un jucător al CFR-ului. Și este lovitură de colț de pe partea stângă. Bate Betten. Bine! Lovitură de cap! Și este au de poartă, deși s-a cerut încă o dată corner din Iuri, care a revenit între timp pe teren. Minutul 30, ocazie după ocazie la poarta CFR-ului. Mingea nu intră însă în poarta jucătorilor de la Cluj și rămâne din nefericire 1-0 pentru formația CFR Cluj, care este din apărare. Camora, Păun în centru, se schimbă direcția de atac pe dreapta lui Brown. Brown preia pe piept, este atacat acolo de Van Durmen. Îi trimite lui Deac, Deac în centru lui Boateng. Boateng duce lui Debeliuc balonul repede, iese fenomenal Paramati, îl deposedează. Asamoah dă înapoi lui Duarte lui Achim. Controlează total jocul Craiova.
cred că Universitatea are posesie zdrobitoare în favoarea ei, dar scorul este în favoarea CFR-ului. Mingea la Duarte, Duarte pasă în față pentru Asamoah, face piriota Asamoah, nu are unde, nu se demarcă nimeni, pasă ajutătoare, Paramati la centrul terenului, Paramati pasă verticalizată pentru Beten, Beten din două atingeri lui Asamoah în fața lui Bausa, deposedat, mingea sare la Asamoah, Asamoah îl vede pe negru, dar îi dă prea tare balonul, nu mai poate ajunge, a lovit prea rău mingea în interior și se duce în aur de poartă. Curse fantastice făcute de Radu Negru, l-a văzut de această dată foarte bine Asamoah, când s-a lovit greșit, altfel ar fi fost o foarte bună ocazie pentru Craiova să înscrie, la fel cum a fost mai devreme când Radu Negru în debutul partidei a ratat singur cu portarul. Minutul 32, degajează Bălgrădean, mingea este degajată lung, sare, Beten, controlează Negru, îi dă lui Beten, control bun de tot, Beten, atenție la această fază, minge pe partea stângă, Bausa intră în careu de 16 metri, Bausa scoate la șut, gol! Gol, 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 Craiova, gol Știința, gol, Universitatea, gol, Craiova, gol, Craiova, acțiune de toată frumusețea, pasă lui Bausa pe partea dreaptă, scapă singur, Bausa intră în careu, scoate pentru Van Durmen, de la 9 metri, cu piciorul stâng, de pe zona centrală, îi scrie Van Durmen! Gol, 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 gol! Craiova de gol 1-1! Gol meritat de Craiova contra campioanei CFR Cluj, înscrie Van Durmen! Benjamin Van Durmen, minutul 32, suntem în 33, fază briliantă de atac a Universității pe partea dreaptă din trei atingeri, a dat gol, încearcă acum să recupereze în centrul terenului, s-a reluat partida. Camora minge pentru Debeliuc, talonat regulamentar de Paramati, Paramati minge pentru William Beten, degajează Beten cam tare pentru companie, 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 pasă dată de Iuri acasă portarului cu capul la marginea careului de 16 metri. Dezastru la această fază pentru CFR Cluj, briliantă acțiune de atac din trei atingeri pentru echipa Universității Craiova, care a ratat singurul portarul prin Negru, Bausa a lovitură liberă la o palmă de vinclu, nemeritat fotbalistic a dat gol CFR-ul și este 1-1 scorul. Faul făcut de Asamoah asupra lui Ciprian Deag la 30 și ceva de metri lateral dreapta. Fază fixă în favoarea CFR-ului. Craiova a dat un gol meritat. Fotbalul trebuie respectat și pe tabelă din ce se întâmplă pe teren. N-a fost așa la Constanța. Farul nu trebuia să bată pe Craiova. În mod normal, Craiova a meritat cel puțin un rezultat de egalitate. Așa este și acum. Craiova nu poate fi condusă de CFR după ceea ce am văzut în prima jumătate de oră. Este un scor corect, 1-1. Lovitură liberă pentru CFR, minutul 34 al meciului. Asamoah e singurul jucător care stă acolo în fața omului care va bate lovitura liberă. Dan Petrescu agitat, 4 oameni, 5 oameni așteaptă la colțul lung al careului de 16 metri. Execută pe un, bate tare în acea zonă, se încearcă o reluare spre poartă, nu s-a reușit, mingea se duce la Brown, la colțul drânii, scoate la 30 de metri, se întoarce la Camora, Camora la pe un, aruncă în careu, se încearcă respingerea, o face foarte bine Jeremy Hughibert, din nou în careul Crave, respinge Achim, încearcă să controleze acolo Van Durmen. Vine foarte bine Bausa, Bausa ia mingea, Bausa, Bausa. Bausa ajunge la centrul terenului, Bausa îi dă lui Van Durmen pe mingea avansată. Van Durmen încearcă să treacă de Braulio, este out pentru Craiova. Out pentru Craiova. Joacă Universitatea senzațional acest debut de campionat. Excepțional de bine a jucat la Constanța, foarte bine cu campioana. Poate bate pe oricine Bausa, Bausa minge în adâncime. Companio agață, Companio respinge Iuri. Este acolo Radu Negru, foarte bună viteză, Radu Negru se demarcă extraordinar de fiecare dată în banda dreaptă, acolo a vrut să-i dea Bausa. Mingea s-a fost acroșată de Companio, vrea să degajeze Camora, mingea este degajată însă respinsă în afara terenului de William Beten. Capitanul CFR-ului Camora, minutul 35, depune mingea de la marginea careului de la marginea terenului de pe partea stângă. În aceste momente aruncă Mario Camora pe jos lui Păun. Este deposedat perfect regulamentar acolo de Achim. Mingea este acum pe partea dreaptă. William Beten cade, fault, lovitură liberă. William Beten a fost faultat, i s-a pus talpa.
este lovitură liberă pentru Craiova, este chemat acolo Debeliuc, îi se atrage atenția Andrei Chivulete în aceste clipe, îi atrage atenția lui Debeliuc, e ultima oară când acceptă un asemenea foul parșiv cum a făcut Debeliuc asupra William Betten, i-a dat peste picior, peste genunchi, l-a lovit pe William Betten. Lovitură liberă pentru Universitatea Craiova. Încă 9 minute și 30 de secunde. Craiova a egalat. E 1-1 cu CFR Cluj, minutul 36 al acestei partide. Craiova, formație care trage la play-off în acest sezon. Marius Croitor în tribună urmărește această fază. William Betten. William Betten este cel care va executa. A bătut mereu bine în sezonul trecut, executant de faze fixe. Este în aceste momente lovitură liberă pentru Craiova, 37 minute, așteptăm golul lui Andreea Companiu, primul gol al lui în acest sezon. Hai Andreea, zi din doi, Păun cu Deac sunt în fața jucătorului care bate, William Betten, Andrei Chivulete le trage atenția să nu se folosească de brațe, William Betten este gata, Andrei Chivulete va fluiera, Andrei Chivulete fluieră, totul e pregătit, va executa William Betten această lovitură liberă. De la afara, din afara căsășiei, pe cea lateral dreapta, se trimite în fața careului. Mic lovitură de cap pe lângă poartă. Păcat, lovitură de cap pe lângă poartă. Andreea Companiu a apărut la finalizare la 11 metri de poartă. A reluat pe lângă butul lui Bălgrădean în stânga acestuia. Este 1-1 scorul la Craiova. CFR a deschis scorul. Craiova a egalat, entuziasmat, joacă echipa lui Marius Croitoru. Încearcă acolo Camora să iasă în apărare. A găsit o pasă în centru bine pentru Muhar. Muhar pe stânga. Avansează Păun. Nu, este Petrila. Se apropie de careul Craiovei. Petrila a început să joace și CFR-ul. Nu se apără, minge lungă, prea lungă, iaut. Deac nu mai prinde. Au de poartă. Foarte bine acoperă terenul Craiova. A făcut-o și la Constanța. Foarte bine se găsesc la pas jucătorii lui Croitoru. S-a muncit bine în această pauză scurtă. Robert Popa îndeamnă la calm. Le spune jucătorilor să nu se mai grăbească. Are mingea pe marginea careului de 6 metri. Se consultă Petrescu cu Valeriu Bordeanu, secundul său de viață și probabil vor opera schimbări la pauză. Minutul 38 al acestei partide, tânărul și senzaționalul portar Robert Popa degajează, cere mingea Andreea Companiu, către el se duce, chiar la Companiu cu capul, prelungește pentru Van Durmen, intervine acolo fundaș și CFR-ul câștigă din nou Companiu, out pentru Craiova pe partea stângă. De la 27, 28, 30 de metri, aruncă de la margine Jeremy repede lui Bausa. Bausa în centru pentru Samoac, se duce din nou negru pe dreapta, din nou nu primește, combină pe stânga în continuare Craiova, Samoac nu se complică, îi dă înapoi lui Duarte. Duarte lui Samoac evită din dribling, din preluare un adversar, îl păcălește pe Boateng, pasă înapoi lui Duarte, Duarte dă acasă lui Robert Popa. 39, minutul 1-1, scorul ne dă foarte mare bucurie acest gol marcat de Van Durmen într-o zi extrem de importantă pentru Craiova. Trebuie neapărat să câștige acest meci. Mingea pe partea stângă, trece foarte bine Bausa, își bate joc Bausa de un adversar de la CFR, trimite în careu. A încercat cu călcâiul Companiu să-l păcălească pe portarul Craiova, portarul CFR, dar nu a reușit. Să mă roagă cineva să spună rezervele de la Craiova, Albu, Basa, Bălan, Blidar, Chițu, Ricci Grigore, Marche și CDB, plus portarul Mogoșanu. Acestea sunt jucătorii, aceștia sunt jucătorii de rezervă ai Craiovei, așadar ne putem pune mari speranțe în Chițu, în Marche, în Bălan, în Dragoș Albu la centru, CDB, care a dat gol etapa trecută. Posesie Craiova 68%, zice cineva, exact ceea ce simțeam și eu. Craiova joacă mai bine, asta e clar, decât CFR Cluj, care nu arată nimic, absolut nimic. Să sperăm că va continua la fel de slab CFR-ul în continuare. Este 1-1, minutul 40, se scoate mingea la margine pentru Deac. În vălui acolo Brown primește, trimite în careu, scoate din careu Duarte în afara terenului. Arcat la margine pentru CFR de pe partea dreaptă, a început să atace CFR-ul, ceea ce nu s-a întâmplat în primele minute ale partidei. Este out pentru CFR Cluj de pe partea dreaptă. Încă 6 minute până la pauză, dar cu siguranță vor fi multe minute de prelungire, cel puțin 4. Pentru prima repriză a fost accidentat un jucător al CFR-ului. Acum șut, mamă, peste stadion, a tras Petrila. A venit la marginea care 16 metri, a vrut să ia fața lui Negru și a șutat foarte mult peste transversală. Este 1-1, 5 minute plus 4 probabil din prima repriză, mingea la portarul Popa, a primit de la Paramati, dă din nou lui Paramati la marginea de 16 metri la treia dreapta, minge în centru pentru Achim, Achim atacat repede, îi dă lui Asamoah,
foarte multe culoare, bine își face Craiova, avansează mingea la Van Durmen în zona centrală, Van Durmen pătrunde, este de posedat regulamentar, mingea a doua câștigată de Asamoah, bravo Asamoah, Jeremy Asamoah din nou, Asamoah, briliantă recuperarea, Asamoah, corner, obține corner Asamoah, bravo Asa! Extraordinar s-a comportat Asamoah, a simțit că pierde mingea Van Durmen la 30 de metri, s-a dus Asamoah, mingea a doua câștigată grozav și este lovitură de colț pentru Craiova, care joacă entuziasmant. Betten execută lovitura de colț de pe partea stângă, minutul 41, William Betten bate Craiova, nu mai este de mult o echipă nouă promovată, o echipă de mare valoare construită extraordinar în acești ultimi 3 ani. Betten execută cornerul, se respinge de la prima bară, au respins-o clujenii. Pot degaja, au făcut o degajare lungă de tot. Să vedem cine controlează. Sare micuțul negru, nu reușește să controleze, pasă dată înapoi și cu capul excepțional Paramati dă lui Popa. S-a rezolvat situația și mingea e la noi din nou. Duarte Asamoah, 30 de metri, lateral stânga, scoate la margine pentru Bausa. Bausa lipit de marginea terenului, Brown în fața lui. Bausa se demarcase, dar nu l-a văzut Hakim. Minge întoarsă. Este acum în posesia lui, este în posesia lui Asamoah. Asamoah în cercul terenului, s-a retras Hakim, primește mingea. 42 minutul, joc de posesie. Hakim, pas pe dreapta lui Paramati, trece din preluare, ajunge în jumătatea adversă Paramati. Diagonală lungă, lungă de tot, preia mingea impecabil Bausa, i-o dă lui Jeremy, Jeremy lui Bausa. Bausa are mingea, Jeremy văluie, Bausa centrează, Bausa. Bara a doua prea lung, prea tare, prea sus și este au de poartă. Mingea va fi repusă de Bălgrădean de la marginea cărora de 6 metri. A încercat bine Bausa acolo, minge la bara a doua, însă nu a atacat nimeni. A fost prea în interior dată de Bausa. Se încearcă multe scheme. Craiova lucrează bine la antrenament. Croitorul în tribună strigă ce trebuie să se facă în continuare. Stă în pressing Craiova, nu lasă pe Bălgrădean să bată scurt în careu. Bălgrădean va trebui să degajeze. Îi se dă minge lungă CFR-ului. Degajează Bălgrădean. Respinge foarte bine Hakim, minge dată către Companio, Companio scoate la margine pentru Hakim, faultat, lovitură liberă, vrea să bată repede. Hakim trimite în centru pentru Asamoah, ușor prins pe picior, greșit, însă continuă să paseze bine lui Jeremy pe stânga. Jeremy are mingea, Asamoah 35 de metri zonă centrală, din nou negru se demarcă, primește în acea zonă, dar degajează Petrila care a făcut faza de apărare bine. Recuperează Hakim, îi dă lui Paramati. Domină Craiova cu toată echipa, 43 minutul, Paramati pasează înapoi lui Duarte. Duarte în cercul terenului propriu, minge pe stânga lui Asamoah, 10 metri în jumătate adversă la tăra stânga, scoate la margine pentru Jeremy. Jeremy din nou în centru. Următorul meci va fi Steaua Craiova, luni, 1 august, ora 21:30, îl vom comenta de pe Stadionul Național Arena. Foarte bună această serie de pase, mingea la Bausa, Bausa își face mingea pentru șut, Bausa, șut, Bausa, slab, a tras slab, Bausa, poziție foarte bună. A trecut prin toată apărarea, a găsit un culoar bun de șut la bara a doua, extraordinară poziție, a lovit prost cu glezna. Șansă imensă, imensă ocazie de gol Bausa, a tras prost, dacă dă bine în ea e 2-1 pentru Craiova. Ce păcat Bausa! Minutul 44, 1-1, ce ocazie ratează Bausa, singur de pe 16 metri, trecuse prin apărarea Clujului. Acum mingea din nou e câștigată de Craiova, este controlată de Boateng, Companio pas pe stânga. Este Van Durmen, avansează Crăma în continuare, Companio, Van Durmen greșește pasa către Bausa, nu s-au înțeles cei doi și mingea ajunge în posesia lui Bălgrădean. Bălgrădean scoate mingea din careu cu Camora lui Păun, atacă CFR Cluj, încă un minut până la pauză, 1-1 scorul, a egalat Van Durmen după ce Deac a marcat un gol superb pentru ei. Mingea este la Păun 30 de metri, negru încearcă să recupereze, face fault, negru îi dă peste picioare lui Petrila. Păcat, un atac pe piciorul adversarului, își cere scuze Radu Negru, nu trebuia un asemenea fault acolo, l-a călcat pe piciorul stâng, e lovitură liberă pentru CFR Cluj, minutul 45 al acestei partide, lovitură liberă, distanța e mare, este în aceste momente, dragi prieteni, este lovitură pentru cei de la CFR, bate Ciprian Deac, se arată fluierul, Ciprian Deac trebuie să audă fluierul înainte să bată, trecem imediat în minutele de prelungire. Aici pe stadionul Ion Oblemenco, lângă Deac este Păun, va fi o schemă. Am ajuns în minutul 45 plus 1, așteptăm să vedem cât va fi prelungită prima parte. Probabil 3 minute, într-adevăr 3 minute de prelungire. Exact 3 minute mai sunt până la pauză. 1-1 scorul, Craiova a dominat total această primă repriză.
dominare totală în fața campionei CFR Cluj, o dominare de 67 posesie în favoarea lui bate Ciprian Deac, minge deviată, Popa încearcă să evite și face asta, evită cornerul, bravo Popică! Robert Popa s-a înălțat mult, mult și a evitat cornerul după deviere făcută de Bausa. Negru pasă pe partea dreaptă, câștigă Craiova, o lovitură de la marginea terenului de la centru, exact din centrul terenului. Să vedem însă, decizia este un cartonaș galben pentru Ciprian Deac. Ciprian Deac vede un cartonaș galben pentru faza anterioară, nu l-a iertat acolo Andrei Chivulete, îi dă lui Deac cartonaș galben, decizie pe care Andrei Chivulete știe de ce i-a dat acest galben. Spuneam 66% posesie Craiova, 12-4 ocazii, șuturi pe poartă 2-1, pe lângă 7-2, cornere 3-1. Craiova a dominat total acest prim act al întâlnirii. Radu Negru minge pentru William Betten, pasă înapoi, Radu Negru nu mai poate salva, este out pentru CFR Cluj. Atacuri 42-31, atacuri periculoase 30-16, a fost de două ori mai periculoasă Craiova în prima repriză, iar cei de la Digi spun că Universitatea nu joacă nimic, au doar posesie. Treziți, zice Andrei Marius. Un rezultat îi poate trezi, or să spună probabil că este nedrept un avantaj al Craiovei pe tabelă. Minge este acum dat, probleme mari, însă iese Popa, senzațional, poartă e părăsită, continuă atacul, minge este la Păun, încearcă Păun să găsească un culoar de șut, scoate la marginea careului, se centrează, lovitura de cap peste poartă. Robert Popa a reușit să salveze din fața lui Debeliuc. Debeliuc singur cu portarul, Robert Popa respinge cu piciorul drept, o ocazie senzațională dintr-o poziție de, nu e offside, părerea mea că nu e offside, Debeliuc a intrat în careu singur cu Popa care lasă piciorul drept lateral, Robert Popa salvează Craiova de la primirea unui gol, pas din nou în spatele apărării, trebuie mare grijă acolo la aceste pase filtrante ale celor de la CFR Cluj. Suntem în ultimele 30 de secunde din prima repriză, rezultatul e 1-1 la Craiova. Universitatea a dominat total, însă CFR-ul a avut acum o ocazie enormă singur cu portarul. Achim, cu mare experiență, scoate la margine pe stânga lui Duarte, Duarte lui Jeremy. Mai departe, iată să vedem dacă mai se ține acest atac, e faultat Asamoah, mai sunt 10 secunde. Lovitură liberă pentru Craiova, 8 secunde din prima repriză. Ar fi interesant să se dea tare de tot lung în față pentru Compagno, pentru că ultima fază a trecut cele 3 minute din prima repriză de prelungiri, se bate scurt însă și se termină prima parte. Andrei Chivulete fluieră finalul, prime reprize, 1-1, dragi prieteni, un rezultat bun, un rezultat bun, însă eu cred că Universitatea merită mai mult decât atât. Echipa lui Croitoru, repet, a dominat absolut total prima parte. O să revenim după pauză, acordați-mi și mie câteva minute pentru un duș scurt, pentru o hidratare și vom comenta cu toți plămânii repriza a doua care se va relua de la 1-1.
Dar de ce, Alexandrei? Dar de ce crezi tu? Din păcate, Craiova CFR 1-2 penalti CFR. De ce anticipezi tu niște lucruri? De ce cobești? De ce vorbești lucruri negative? De ce? Cu ce echipă-ți tu, Alex? De ce trebuie să vedem noi așa ceva pe chatul acesta 1-2 Craiova CFR? Nu înțeleg. De ce transmiți energie negativă, Alexandrei? Cu ce echipă-ți tu? Te uiți la fotbal? Poate bate astăzi Craiova sau nu? Ia zi. Poate face o surpriză frumoasă? Eu zic că da. Așa trebuie gândit fotbalul. După părerea mea, Craiova a jucat la Constanța foarte bine. Foarte, foarte bine a jucat Craiova la Constanța. Merita să câștige acel meci. Astăzi joacă la fel de bine. Craiova joacă fotbal, fraților. Craiova chiar joacă fotbal. Asta trebuie să vadă toată presa care consideră că nu joacă nimic, auzi. Nu știu cine comentează la Digici că nu joacă nimic, doar pasează, auzi. Fantastic. Așteptăm repriza a doua. Da, puțină lume. Și eu zic că e foarte puțină lume. Acum nu știu dacă e de vină ora, dar duminica la 4, cam te duci la meci. Prea puțină lume la un meci. Bine, și CFR-ul nu e echipă care să atragă CFR-ul, echipa nimănui. CFR-ul e echipă de 2 lei, adică e echipă de duzină, o echipă care nu atrage. Adică dacă jucai cu Cluj, dacă jucai cu Steaua, dacă jucai cu Rapid, dacă jucai cu nume... Atunci da, CFR-ul cu Petrolul, ar fi fost, cred, multă lume la meci dacă s-ar fi jucat așa. Suntem în așteptare de priză de secunde, bineînțeles, cu toate emoțiile la noi, dar cu dorința mare de a comenta repriza a doua, așa cum simțim noi pentru Craiova, din toți plămânii. Rămâneți aici, dați distribuire și o să vă rog un lucru pe toți cei care vă uitați acum. Dacă vă place cum comentez meciul, dați like. Dacă vă place canalul de YouTube, abonați-vă. Dacă vă place tot ce vedeți aici pe Templul Sportului în fiecare zi, pentru că știți că de mâine de la 22 avem emisiuni până joi, luni, marți, miercuri, joi. Miercuri va fi o super colosală emisiune cu toți liderii de galerii importante din Liga 1, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, Petrolul, Rapid și Steaua, vor fi toți aici. Dați like, distribuiți și fiți alături de noi, dragi prieteni. Bineînțeles, puteți apăsa butonul dolar să susțineți financiar canalul de YouTube. Chiar puteți, vă rog, să apăsați butonul dolar dacă vă place ceea ce se întâmplă. Apăsați butonul dolar și trimiteți donații către Templul Sportului, canalul de YouTube al vostru, al Craiovei și al Stelei. Și al pasionaților de sport, fără doar și poate, în fiecare seară de la 22. Mulțumesc lui Călin, care pe site-ul, care pe pagina de Facebook a Universității Craiova a pus anunțul pe această cale. Vă informăm că dacă dintr-un anumit motiv nu puteți vedea la meciul la televizor, îl puteți asculta comentat de Gabi Safta pe canalul de YouTube Templul Sportului și a pus și link-ul. 30 de oameni au dat like-uri, 3 distribuiri, le mulțumesc tuturor, sunt și 4 comentarii. Da? Să vedem să vezi lume la Ucluj Craiova 18:30 prazul. Cei de la CSU se referă.
chiar nu mă uit la acel meci. Mă duc să mănânc în această pauză dintre Craiova și Steaua. Din clipă în clipă vom comenta repriza a doua meciului dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj. Scorul e 1-1. Bineînțeles, începem un pic mai târziu decât era programat la ora 17, pentru că s-a prelungit partida cu 3 minute. Vom vedea imediat dacă vor fi modificări în cele două echipe. Le vom nota dacă e cazul. Craiova a jucat bine în prima repriză, după părerea mea a jucat chiar mai bine decât CFR Cluj. Toată statistica este în favoarea celor spuse de mine, ca să nu creadă cineva că sunt nebun. Poate voi credeți că mereu exagerez pro Craiova. Ei bine, statisticile spun așa: posesie 66% Craiova, ocazii de gol 11-6 Craiova, șuturi pe poartă 2-2, șuturi pe lângă 6-3, cornere 3-1, pase în total 238-127 Craiova, pase reușite 208-91, atacuri 45-32, atacuri periculoase 30-17. E fără comentarii. Este din nou vreme frumoasă pe stadion. A început și în Danemarca un meci, Brøndby Nordsjælland 0-1, Mechelen Antwerp, Basel Servette e aproape de final, e 1-1 scorul, Himki Nizhny Novgorod 3-0 s-a terminat, Aarhus Vibor 3-1, Rangers Odense 2-2, FC Bruges Genk 3-2, Sepsi FC Argeș 4-0, a bătut Sepsi pe FC Argeș, de-a rupt-o cu 4-0, Cosmin Matei penalti, Mitrea, Ștefănescu și apoi Golovka, 4 oameni, 4 goluri, 4 puncte are Sepsi în acest moment în clasament. Așadar, 4 goluri, 4 jucători, 4 puncte. Cam aceasta va fi emisiunea de mâine la ora 22, pe care o voi dedica celor de la Sepsi și Sfântul Gheorghe, și pentru acest rezultat, dar și pentru ce au făcut în Europa joi. Schimbare la CFR Cluj. Este o schimbare la CFR Cluj, două schimbări la CFR Cluj. CFR Cluj schimbă doi jucători, să vedem despre ce este vorba. Iese Păun. Păun e cel care iese, intră Rădăslăvescu, parcă. Și iese și Debeliuh, am senzația. Intră numărul 17. O secundă să văd aici pe foaie. 22 cu 17. Hefte intră. Hefte în locul lui Păun. Iar Debeliuh este înlocuit cu numărul, să vedem, Mistrati intră în locul lui. Deci Hefte la Debeliuh, corect, și Păun cu Mistrati. Acestea sunt schimbările. Meciul a fost reluat în aceste momente. Dragi prieteni, Craiova a avut lovitura de start, a dat pas înapoi către propriul careu, acolo unde este Achim. Achim e de lui Jeremy. Echipele pentru repriza a doua. Craiova e aceeași, cu Popa în poartă, Negru, Paramati, Duarte și Jeremy, Asamoah cu Achim, Beten, Bausa, Van Durmen, marcatorul golului, și Companio. CFR Cluj se află pe teren cu Bălgrădean, Brown, Graovaț, Iuri, Camora, Deac, Boateng, Muhar, Mistrati, Hefte și Petrila. Iată acum o acțiune pe partea dreaptă. Radu Negru la magia care o centrează în fața porții. Se respinge și gol! Gol! Companio care o împinge în poartă de la 6 metri.
senzațională, nu! Beten a fost cel care le lua cu capul din centrarea lui Negru. Portarul Bărgălea a respins cu brațul, iar Companiu scrie din 5 metri. 2-1, Companiu face 2-1. 2-1, dragi prieteni, la Craiova, în primul minut din repriza a doua. Craiova conduce campioana CFR cu 2-1. Suntem în minutul 47. Strigă acolo Ovidiu Dănănaie cu Marius Croitoru, se află acolo împreună amândoi în tribune, l-am văzut, parcă este mingea în posesia celor de la CFR. Craiova încearcă să fie în continuare agresivă ca la 1-1, încearcă să recupereze Van Durmen, Brown este încolțit acolo, se chinuie, reușește să degajeze, recuperează Jeremy de la Samoca, Samoa lui Achim, Achim mai departe, mingea este în posesia lui Beten, scapă, trage la poartă! Bălgrădean respinge, Companiu era liber cu poarta goală. Dacă îi dădea Beten, era 3-1 deja. Este 2-1 pentru Craiova. Reacția celor de la CFR Cluj, minge lungă pe dreapta, Brown ajunge la colțul terenului. Îl reușește să centreze, dar mingea se duce în afara terenului. A centrat prost. Eu am crezut că Durmen a deviat mingea, atât de slab a centrat Brown. Este aut de poartă. Ce ocazie a avut din nou Craiova. Mingea a fost la Beten, a scăpat, dacă îi dădea lui Companiu, era liber cu poarta goală, Companiu nu l-a văzut, a tras la poartă, a respins Bălgrădean. Ocazie extraordinară de gol pentru Craiova, la 2-1 putea să facă 3-1 în primele 3 minute repriza a doua. Craiova recuperează din nou prin Achim la 40 metri de propria poartă, redublare Bausa pentru Asamoah, pas cu călcâiul, Beten out din Camora. Aruncare la margine pentru Craiova de pe partea dreaptă. Minutul 49, 2-1. 2-1 pentru Craiova. 2-1 pentru Craiova. În debutul reprizei secunde. Aruncă de la margine spre Companiu. Companiu cade, este ținut, se ridică. Îi pasează Companiu bine de tot lui Negru. Și este aruncat la margine pentru CFR pe partea dreaptă. Negru a fost blocat, n-a putut să-i paseze lui Vili Beten. Aruncă la margine Mario Camora, n-are unde. Minutul 49, 2-1 pentru Craiova. A înscris Companiu, primul său gol din acest sezon al golgheterului echipei. Foarte bine ieșit Paramachi din dispozitiv, a respins, a degajat Camora în capul lui Bausa, care se resimte, iar Bălgrădean degajează în afara terenului pentru mai multă siguranță. CFR-ul este încolțită. Au trecut 5 minute aproape. Este 2-1 pentru Craiova. E delir în tribune pe Luza Sud. Mingea este acum la Achim. Pasează Achim înapoi lui Paramati. Paramati lui Asamoah în jumătatea adversă. Controlează Paramati. Foarte bine Asamoah. De lui William Beten. William Beten trece. Minge dată la colțul careului de 16 metri. Nu s-au înțeles jucătorii Craiovei. Iar cei de la CFR dau din nou un out. Efectiv sunt înghesuiți rău de tot elevii lui Dan Petrescu. Craiova încearcă să profite de acest moment. Achim pasă înapoi la Paramati. Paramati lui Duarte. Duarte, ultimul apărător al Craiovei. Este în propria jumătate Craiova. Minge pe stânga lui Jeremy. Jeremy înapoi lui Paramati. Lui Duarte, îmi cer scuze. Duarte acasă, portarul lui Popa. Popa a ieșit la marginea de 16 metri. Pregătește degajare lung pe axul central. Peste Companiu. Câștigă William Beten. Șut Beten! Pe lângă poartă de la 22 de metri. Ce șut prinde William Beten! Fantastic! Momente grele pentru CFR, impresionante pentru Craiova. CFR încearcă să reacționeze. Este în cercul de la centrul terenului în propria jumătate. Piruetă făcută acolo. Mingea pe stânga la Camora. Camora din nou în centru. Triunghi bun al celor de la CFR Cluj. Vin peste Craiova. Încearcă Achim. Recuperează Achim. Blochează Achim. Îi trimite la Samoa. Samoa pe dreapta lui William Beten. William Beten se complică de lui Radu Negru. Minge de redublare. Radu Negru la Samoa. Face piruetă Samoa. Minge excelent. Trimisă pe stânga lui Bausa. Bausa avansează Jeremy pe stânga. La marginea terenului. Minge dată în adâncime. Se redublează și iată acum Achim o dă lui Jeremy. Jeremy pe partea stângă la marginea terenului dă lui Achim. 10 metri jumătate a CFR-ului. Avansează Craiova. Bausa. Din nou Bausa. Asamoah. Bausa. Pase cu călchiul. A vrut. A pierdut balonul. Îl ține în continuare. Dar e faulta Bausa. Lovitură liberă. I-au dat peste picioare lui Bausa care se vaită acolo. Este în aceste momente lovitură liberă în favoarea Craiovei. Televiziunea prezintă șutul lui William Beten. Impresionant ce șut. Mingea a trecut nu departe, la un metru de poarta lui Bălgrădean. Șut impresionant din întoarcere la 20 și ceva de metri.
este lovitură libre. Bausa se ridică în cele din urmă, minutul 52 al partidei, 2-1 pentru Craiova, care trebuia să dea acest gol pentru că îl merita. Lovitură liberă, bate Beten în spatele apărării, lovitura de cap a lui Paramati peste transversală de la 10 metri. A apărut la această centrale Paramati, Lorenzo Paramati a reluat peste transversală. Minutul 52 în continuare, Bălgrădean îi pasează lui Iuri, avansează CFR-ul Craiova, să sperăm că nu va face pasul înapoi, că va opri pe CFR tot acolo sus la centru. CFR-ul nevoită să paseze către propriul careu, minge laterală dată lui Grauvaț. Grauvaț mai departe la marginea lui Brown. Brown la centrul terenului, combină cu Boateng. Intervine Jeremy, sare mingea tot la Boateng cu șansă pentru CFR. Boateng minge în spatele apărării, se dă o minge lungă, iese acolo, apare Paramati, dă lui Popa. Popa degajează în partea stângă și Brown lasă în out. Au luat la margine pentru CFR de pe partea dreaptă. Minutul 53 al acestei întâlniri. Este în aceste momente, dragi prieteni, este aruncare de la margine pentru formația CFR. Brown în zonă centrală, îi trimite lui Mustrati. Acesta pasează înapoi, combină cu Grauvaț lui Iuri, lângă cercul de la centrului, pas pe stânga lui Mario Camora. Camora, 40 de metri, pas în adâncime, respinge foarte bine Radu Negru. Atacă acum CFR cu toată echipa, încearcă să reacționeze formația campioană a României, bulversată după debutul reprizei secunde în care n-a existat. Este aruncat la margine pentru Craiova. Radu Negru, minutul 54, are out Craiova din apropierea careului propriu. Stau în pressing cei de la CFR Cluj, se aruncă, se redublează Beten, degajează Achim, minge care ajunge, iată, la Van Durmen. A protejat bine Van Durmen, a avansat Brown, trimite în out. Foarte bine a apărut în zonă centrală, în spatele lui companiu Van Durmen. Mingea a doua câștigată mereu de Craiova. Aruncă de la marginea Craiova de pe partea dreaptă, 28 de metri de colțul terenului. Agitați, speriați, jucătorii CFR-ului simt că le tremură pământul sub picioare. Mingea pierdută acum de Bausa destul de ușor. A ieșit foarte delicat momentul. Atacă CFR. Mingea este în careul de 16 metri pe partea stângă. Dar Paramati reușește să respingă și dă o pasă bună pentru Asamoah. Se dezvoltă contraatacul. Van Durmen pe stânga, la centrul terenului. Craiova are posesie la mijlocul terenului. Pasează Van Durmen înapoi lui Jeremy. Jeremy repede după o preluare de la Asamoah în centrul terenului. Asamoah mai departe lui Achim în cerc. Achim preia zona centrală. Caută spații Craiova. Îl găsește acolo Achim pe Beten. Beten înapoi dă lui Paramati. Foarte bun Paramati astă seară. În această după-amiază Paramati dă lui Duarte lateral. În stânga este mingea. Este balonul la portughezul Duarte, acasă lui Robert Popa. Îi plimbă Craiova pe cei de la CFR pe tot terenul. Minutul 55. Au trecut 10 minute, partea a doua, mai sunt 35. Scorul e 2-1 pentru Craiova. Ar fi o victorie extraordinară. Hai băieți, mingea este în posesia lui Achim. Asamoah, William Beten, pas înapoi lui Achim. Pase din prima, triunghiul foarte frumoase, ajutătoare, minge pe culoar, foarte bine se găsește Craiova, pasă înapoi lui Duarte pe stânga, în zonă liberă pentru Jeremy Hughibert. Așteaptă acolo Van Durmen, Jeremy nu se complică, nu e sigur pe pas, îi dă înapoi lui Duarte lui Paramati. Paramati verticalizează, ce pase cu călchiul pentru companio, s-a pierdut însă acolo și posibilitatea pentru CFR. Oprește bine Beten un atac al CFR-ului cu o pasă lungă dată. Și acum au greșit cei de la CFR Cluj, foarte bine se poziționează Craiova, închide toate culoarele. Hefte a încercat o pasă la margine, nereușită, este out. A aruncat Negru pentru Popa, în afara careului de 16 metri. Robert Popa pregătește degajarea, trimite mingea spre companio, îl depășește pe companio, cade un jucător la CFR acolo, se pare că l-a lovit companio în șold, nu sunt probleme, companio își cere scuze, este... A fost un duel acolo, a lovit cu genunchiul, cred, companio pe, într-adevăr, pe Iuri. Și este un fault destul de dur care i-a scăpat lui Andrei Chivulete. L-a lovit cu genunchiul în burtă, iar companio vede cartonașul galben. Companio vede cartonașul galben, este o decizie care cred că i-a transmis-o din carul de transmisie din VAR lui Andrei Chivulete, cel care se află acolo și vede pe video această partidă.
Minutul 57, 2-1 pentru Craiova, este tot ceea ce contează. Iuri bate lovitură liberă de la marginea cercului, de la centrul terenului. Pas pe partea stângă, acolo minge este în posesia lui Boateng. Boateng, ce pressing face acum Asamoah. Asamoah era să-l deposedeze pe Iuri. Ce fază! Iuri a avut ceva tampon acolo din partea lui Asamoah, s-a dus într-un pressing energic. CFR-ul a rezolvat, pas pe partea dreaptă, atacă CFR Cluj, Napoca, mingea la Brown, Brown avansează, minge întoarsă la colțul careului, este acolo Ciprian Deac, s-a semnalizat însă offside-ul inițial, am simțit într-adevăr că a fost offside în primă fază, faza însă este lăsată să continue așa cum cere regulamentul. Da, Mielu Turcu, nu știu ce... Mielu Turcu, te salut, îți doresc tot bine din lume și ție, la fel cum dorești tu mie. Într-adevăr, decizie perfectă, arbitrul asistent a fost tot la CFR Cluj. Bate Robert Popa, minutul 58 al întâlnirii, 2-1 pentru Craiova. 2-1 pentru Craiova cu CFR Cluj. Când joci așa la farul, când o ții pe Craiova, pe CFR în acest moment cu acest scor, înseamnă că ești echipă bună, care poți bate pe oricine în această ediție și chiar că poți ataca play-off-ul. Craiova are în aceste momente recuperare bună. Van Durmen se arată acolo companion, se câștigă Boateng, pasă înapoi lui Camora pe partea stângă. CFR Cluj are mingea, blochează degajarea Beten, însă mingea sare cu șansă tot la Camora, îi dă în centru lui Boateng. Boateng verticalizează pentru Hefte, deposedat de Paramati, care protestează, însă nu e de acord cu decizia arbitrului. Paramati a intrat la minge, a respins spre centru, dar se dă foul. De la 40 de metri de poarta Craiovei, lovitură liberă, bate Boateng scurt acolo lângă el, lui Deac. S-a bătut, mingea este pe partea dreaptă întoarsă în cercul de la centru de noi pentru Iuri. Iuri mai departe pe stânga e Camora. Camora joacă repede în centru pentru Mistrati. Mustrati, Craiova încearcă să acopere toate zonele terenului și foarte bine face. A aglomerat bine în stânga acolo unde s-a dat balonul, a fost recuperat. Mingea este dată către Companio, cade, lovitură liberă. Graovaț îl lovește pe Companio la centru terenului, chiar pe linia de centru, și e lovitură liberă pentru Craiova. Câștigă timp, minutul 59, încă o jumătate de oră. Vă dați seama, o să treacă foarte greu această jumătate de oră pentru Craiova. Când dai avantaj cu campioana, timpul trece infernal de greu. Minge este dat acum de Achim lui Asamoah, printre doi Asamoah lui Negru pe partea stângă, pe partea dreaptă. Negru întoarce mult lui Duarte, plimbă bine mingea, Craiova pe tot terenul, pasăreți din prima ca să dea rid, să dea energie. Acum întoarce Duarte pentru portarul Popa la marginea careului. Hefte încearcă pressing, dă Popa din nou lui Duarte, degajează până la centrul terenului. Companio a luat mingea pe piept, i-a dat-o lui Van Durmen, Van Durmen lui Bausa. Bausa e în partea stângă la marginea terenului, învăluie acolo Companio. Mingea este dată în centru, avansează Jeremy Bausa, avansează Craiova. Minge la marginea de 16 metri, dată greșit de Van Durmen la colț, își cere scuze. A crezut că se duce Jeremy acolo la colț, trebuie un triunghi, a încercat Van Durmen. Mingea este trimisă însă cadou, e dată celor de la CFR Cluj de Van Durmen. Așadar, minutul 60, Bordeianu este pregătit să intre pe teren la CFR Cluj. Mai este o jumătate de oră, Bălgrădean este cel care va degaja de la marginea careului de 6 metri. Dă lui Iuri scurt la colțul lui Brown, la colțul careului de 16 metri. Brown are balonul, Brown în centru, combină CFR-ul, întoarce la Graovaț. Graova mai departe, pe stânga lui Camora. Craiova este energică, vrea să recupereze acolo, nu reușește, se descurcă bine CFR-ul, intră în jumătatea Craiovei, o pasă lungă, atenție la această acțiune, CFR pe partea stângă, Petrila la colțul terenului, Petrila încearcă să treacă de Radu Negru, Petrila și Radu Negru în duel, Radu Negru blochează pentru moment, Petrila este nevoit să dea în centru, combina acolo din prima jucătorii CFR-ului, culoar bună au în dreapta, Brown e la colțul greu de 16 metri, Brown îi dă acolo lui Hefte. Minge dată în centru pentru Boateng, 25 de metri, din nou la margine pe dreapta pentru Brown, se caută centrarea, centrare direct în brațele lui Popică. Robert Popa prinde! Robert Popa prinde! Este în aceste momente Robert Popa cu mingea în brațe. 61 e minutul, 30 de minute până se termină această partidă, o jumătate de oră de mare tensiune și emoție. A 1000-a oară de când comentez Craiova de 4 ani din Liga 3-a, spun că într-un meci îmbătrânim 5 ani, Craiova conduce campioana cu 2-1, într-un debut de campionat în care a jucat fantastic contra Farului, a pierdut nemeritat 2-1.
Să sperăm că se întoarce totul în favoarea Craiovei în acest sezon. Foarte multe ghinioane în ediția trecută. Duarte, fantastică de lui Jeremy pe partea stângă cu un om în spatele lui. Jeremy ajunge la centru, îl găsește bine pe Achim. Ce bine se găsesc jucătorii Craiovei. Asta înseamnă foarte multă muncă și deschidere, căutare de culoar liber. Radu Negru pe dreapta la margine. Radu Negru are balonul, îi dă lui Ebausa. Zonă centrală Ebausa. Pas pentru... Foarte bună această combinație! Pe lângă poartă Ebausa! Ce fază genială făcută de Craiova! Impresionantă această acțiune! Ebausa a dat o minge pentru Van Durman. Van Durman a redublat-o lui Companio. Companio a dat pe culoar lui Ebausa, care a ajuns singur cu portarul, dar n-a mai avut decât să împingă mingea. A vrut să o dea cu exteriorul pe lângă Bălgrădean. Extraordinar! Extraordinar! Acum e schimbare, iese Iuri. Iese Muhar și intră Bordeianu. Intră Bordeianu în locul lui Muhar. Este o schimbare, minutul 63. Pauză de hidratare. Pauză de hidratare și pentru mine, dragi prieteni. Ce ne așteaptă în continuare? O jumătate de oră de fotbal intens. Craiova conduce pe CFR 2-1. Din clipă în clipă se va relua partida. Dacă dorește cineva să susțină acest canal de YouTube, apăsați butonul dolar, trimiteți donații, abonați-vă, distribuiți sau dați like. Vă rog pe toți cei care țineți cu Craiova să susțineți canalul de YouTube Templul Sportului, unde vom comenta toate meciurile Craiovei sau, dacă nu, vom face emisiuni în fiecare săptămână. Boateng primește ceva sfaturi de la Dan Petrescu. Mai sunt 27 de minute până se termină meciul. Jucătorii Craiovei au prosoape umede pe capete, pe ceafă, pentru a-și reveni la căldura insuportabilă care este la această oră la Craiova, pe stadionul Ion Oblemenco. Păcat că nu e lume mult așa cum ar trebui să fie susținută echipa Craiovei, echipa Oltenia, adevărata Universitatea Craiova. În aceste momente... jucătorii de la CFR au revenit pe gazon, se întorc și cei de la Universitatea Craiova. Minutul 64, a dat gol Deac, 0-1, a egalat Van Durmen, 1-1 așadar Van Durmen în prima repriză, scorul de primei părți. Iar în debutul reprize secunde, Companio a făcut 2-1, Andreea Companio a dus-o pe Craiova în avantaj. Mulțumesc lui Viorel Hohoi pentru această reacție de unitate și de sprijin pentru cel care vă comentează toate meciurile Craiovei. Mulțumesc, Viorel Hohoi, pentru donație. Degajează Bălgrădean, s-a reluat partida. Suntem în minutul 65 al meciului. Balonul este lăsat de Paramati pentru Robert Popa. O neglijență acolo, Robert Popa salvează. Degajează lung de tot pentru Companio. Mingea a doua câștigată de CFR Cluj. Craiova a început să nu mai câștige mingea a doua în centrul terenului, dar o câștigă acum Radu Negru, cursă foarte bună. Radu Negru trece de toată lumea. Radu Negru avansează. Radu Negru pasă printre spre Companio. Agață acolo Iuri. Companio era să recupereze în fața lui Bordeanu. Minge întoarsă de Bordeanu până la portarul Bălgrădean. Bălgrădean îi dă lui Graovaț. Graovaț pe dreapta lui Brown. Minutul 65-25 până la final. Brown în centru pentru Boateng. Boateng la 35 de metri de propria poartă. N-are unde. Craiova închide toate spațiile. Joacă un romb acolo în centru terenului. Minge dată de Bordeanu mult de tot pe partea dreaptă. Respinge Jeremy. Încearcă acolo Van Durmen. Câștigă CFR-ul. Se apropie de Craiova de 16 metri. Șut pe jos. Robert Popa n-are probleme. Robert Popa prinde șutul lui Mustrati. Mingea în brațele tânărului portar fantastic Robert Popa bate balonul de gazon de câteva ori și va face o degajare din mână, probabil a făcut-o. 66 minutul, degajează Popa în zona lui Companio, resping cei de la CFR Cluj. Mingea a doua din nou câștigată de CFR, o aruncă la întâmplare spre Hefte, respinge Paramati, se dau bătălii la centru tânăr și se dă foul pentru CFR de pe linia de centru. Lovitură liberă pentru CFR Cluj. A fost acolo un duel 2-1. Doi jucători ai Craiovei l-au înconjurat pe Bordeanu și se dă lovitură liberă pentru CFR. Bordeanu mută jocul pe partea dreaptă. Brown prinde mingea. Brown, dar nu mai poate continua. Van Durmen are o ezitare când vede că îl blochează cineva. Îi oferă din nou cadou mingea lui Brown. Brown la magia Craiovei, 16 metri, combină CFR-ul. Brown centrează cu piciorul stâng. Neglijență acolo în apărarea Craiovei și Popa se întinde, scoate în corner. O lovitură de cap din 9 metri, ceva neatenție, neglijență în apărarea noastră, undeva în banda stângă, unde putea să degajeze repede
Van Durmen a simțit, a vrut o pasă în centru, cred că către Hakim, dar s-a închis culoarul, a ezitat și apoi n-a mai putut să degajeze. Corner pentru CFR, minge respinsă și este fault în atac. Fault în atac făcut de Bordeanu, care strigă de ce? Minutul 67, galben pentru Bordeanu. Bordeanu vede galben, cred că a cerșit un penalti. Bordeanu cred că a cerșit o lovitură de la 11 metri. Să vedem de ce s-a dat. Nici pomeneală, a exagerat, a cerșit o lovitură de la 11 metri Bordeanu. Echipa campioană a penaltilor, cum spunea cineva în debutul partidei. Minutul 68 al meciului, Bordeanu a cerșit un penalti jenant, rușinos, penibil, jalnic. CFR Cluj eliminată de o echipă din Armenia în cupele europene. Bordeanu este întrebat dacă a făcut hands sau a fost împins ușor de Dan Petrescu. A fost întrebat, degajează oarecum greșit Popa, minge trimisă către careul Craiovei. Se complică pentru moment Duarte, dă mingea lui Jeremy pe stânga, controlul Craiovei. Jeremy revine, Craiova în atac, Jeremy lui Hakim, Hakim preia, este atacat de doi adversari. Este Hakim, se ajută cu o pasă dată mult înapoi către Duarte la colț superior de 16 metri. Pasă înapoi lui Robert Popa, trebuie să joace simplu. Robert Popa degajează, minge lungă în centru, Companio este ajutat de Hakim, mingea a doua, Hakim îi dă lui Companio, Companio iese cu mingea la picior în jumătate adversă, avansează pe partea stângă, Companio se apropie de poarta CFR-ului, scoate lui Jeremy, Jeremy centrează, corner! Lovitură de colț pentru Craiova! 68 minutul 2-1 scorul pentru Craiova. Tensiunea este enormă, se simte probabil și în comentariu. Avem mare, mare emoții. Este corner pentru Craiova de pe partea stângă. Publicul din peluza sud susține frenetic echipa campioană Olteniei. Adevărata echipa Craiovei Știința are corner de pe partea stângă, bate Bausa. Bausa de carul de care fotbalul românesc are mare nevoie. Bausa, corner de pe partea dreaptă. Capitanul Universității Craiova bate corner minutul 69. Agitație mare, sunt 6 jucători care așteaptă centrarea. Se mizează mult pe această lovitură de colț. Bausa va executa la 11 metri. Minge este respinsă pentru moment. Asamoah, Asamoah îi arată, oh, ce pasă bună. Minge este trimisă de Hakim pentru William Betten. Se centrează și din nou corner din capul lui Bausa. A respins în corner. A respins în corner Brown. Lovitură de colț din nou pentru Craiova, care gestionează foarte bine această perioadă a meciului. 69 minutul, 21 de minute până se termină această întâlnire. Lovitură de colț, bate Bausa de pe partea stângă. Bate Bausa și așează mingea, nu se grebește, dar nici nu trage de timp. Capitanul Craiovei bate din nou, lovitură de cap și se dă fault în atac. S-a dat fault în atac, probabil acolo Paramati a împins. Este într-adevăr Paramati cel care a comis un fault în careul celor de la CFR Cluj. L-a ținut, l-a doborât pe Bordeanu în careu. Craiova se apără, minge dată pe partea dreaptă, prea tare din centru de Hefte, nu de Mustrati, și este aruncat de la margine pentru Craiova. Minutul 70, Jeremy Hugiber din propria jumătate aruncă de la margine, aproape de centrul terenului. Jeremy așteaptă un om să-l sprijine. CFR face marca sever în aceste momente. Meciul devine greu pentru Craiova. Aruncă de la margine Jeremy pentru Van Durmen. Respinge Grauvaț în centrul terenului. Prea pe piept Asamoah, pierde mingea. Verticalizează zona centrală. Acum atacă CFR în cercul de la centrul terenului. Minge este dată lui Camora. 2 metri jumătate a Craiovei. Vine la primul jucător al CFR-ului, dar este repede deposedat de imperialul Hakim. Combină Negru cu William Betten. Negru îi dă lui Hakim, Hakim lui Asamoah, zonă liberă, mereu găsește pasele între linii și între adversari. Acum este faultat de două ori Hakim de Boateng. Boateng i-a dat de două ori peste picioare lui Hakim și este lovitură liberă, nu, lui Bausa, pardon. Boateng este avertizat odată de două ori, de câte ori să-l mai ierte pe Boateng, arbitrul partidei Andrei Chivulete. Bausa face tot ce vrea din dribling. Mamă, mamă, ce grosolan a fost faultul lui Boateng, de om frustrat. Craiova din nou propune serie de pase. Minge este în fața careului, în zona centrală la Hakim. Hakim avansează 2-3 pași. Pasă în stânga lui Duarte. Duarte lui Jeremy, foarte bine. Jeremy
îi trimite din nou lui Duarte, trebuie să se dea minge lungă de acolo, nu mai avem nervi să asistăm la aceste pase. Preia fantastic Van Durmen, cade, lovitură liberă obținută de Craiova, bate repede Craiova, mingea la Samoac, a Samoac de lui Bausa, 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 minge pe culoare lui negru, n-a apucat să intre mingea la negru și e faul, faul și galben pentru Boateng. Faul și galben pentru Boateng în cele din urmă. Este frustrat rău de tot Boateng, i-a dat din nou peste picioare lui Bausa. Acesta a fost motivul pentru care Bausa nu a găsit culoarul bun pentru negru. Ce pas din spate, ce foul din spate a lui Boateng. Lovitură liberă, minutul 72. Craiova conduce cu 2-1 pe CFR Cluj-Napoca. Radu Negru se hidratează la marginea terenului. Este lovitură liberă pentru echipa Olteniei. Scapă compania! Gol! 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 Craiova! Direct din lovitură lui Van Durmen l-a preluat și a trimis în colțul lung pe lângă Bălgrădean. Excepțional! Nu, Achim a fost cel care a executat. Negligență în apărarea celor de la CFR Cluj. Este 3-1 după golul marcat de Van Durmen. Execuție briliantă cu piciorul stâng în colțul lung. 3-1 pentru Universitatea Craiova contra lui CFR Cluj. 3-1, minutul 73. Este delir! Craiova o conduce pe CFR cu 3-1. Recuperează mingea prin Asamoah. E de lui Van Betten. Lui Betten, îmi cer scuze, William Betten. Pas înapoi negru Asamoah. Asamoah din nou lui Betten. Betten înapoi în zona centrală lui Achim. Impresionanta e Craiova! Negru pas înapoi către propriul portar Robert Popa la marginea careului de 16 metri. Este în aceste clipe degajarea lui Robert Popa lungă, respinge Iuri până la Boateng, Boateng pe partea dreaptă lui Brown, se repriază marcatorul la două goluri Van Durmen, 74 e minutul, 3-1 scorul pentru Craiova, mingea este în posesia celor de la CFR Cluj, se apropie de careul Craiove, opriză acolo de Achim și Asamoah, trimit pe dreapta lui Brown, Brown în centrul lui Boateng, întâmpinat de Asamoah, Boateng trimite mingea pe partea stângă până la Camora, Mario Camora pe dreapta, pasă înapoi lui Bordeanu, Bordeanu pasă în centru pentru Boateng, Boateng în zonă liberă, vine acolo Graovaț, avansează Craiova cu CFR-ul cu fundașii la 30 metri de poarta Craiovei, cu toată echipa împinge jocul CFR, se centrează, minge respinsă imperial de Radu Negru, continuă faza de atac, șut pe lângă poartă, șut pe lângă poartă trimis de Bordeanu. Un sfert de oră până se termină meciul, 3-1 pentru Craiova, publicul de pe stadion a nebunit pur și simplu, se strigă știința, știința, aceasta e știința Craiova, campioana unei mari iubiri, 3-1, 3-1, Dan Petrescu furios, încă 16 minute regulamentare din această partidă, Dan Petrescu furios, Robert Popa va degaja, nu primește galben, nu trage de timp Robert Popa, își vede de fotbal corect, degajează Robert Popa, Van Durmen prânjește pe spate, se ajută jucătorii Craiove, minge câștigată de Betten, îi dă companiul, companiul, minge lăsată pentru Bausa, Bausa avansează, Bausa, minge pentru Van Durmen, continuă acțiunea de atac, Van Durmen îi trimite lui William Betten, intră în care au de 16 metri pe partea dreaptă, Betten se complică, îi scoate lui Radu Negru, Radu Negru în centru pentru Asamoah, se așteaptă centrarea lui Asamoah, Asamoah minge dată fantastic pentru William Betten. Să vedem, sunt jucători căzuți în careu, jocul continuă, Betten schimbă pentru Jeremy, nu este Van Durmen, Van Durmen, Bausa îi trimite lui Van Durmen la marginea careului 16 metri pe partea stângă, Jeremy, Jeremy pasul lui Asamoah, dominare totală a Craiovei, încă un sfert de oră, 3-1, Asamoah are balonul, Asamoah s-a întors în cercul de la centru, îi pasează lui Duarte în propria jumătate, Duarte, Duarte, minge între linii. Pasă dată înapoi lui Robert Popa. Robert Popa are balonul. Îi dă lui Achim foarte multă siguranță în pasele craiovenilor. Este impresionantă Craiova astăzi. La fel cum a fost la Constanța. Craiova este cea mai frumoasă echipă din Liga 1 în această ediție de campionat. Încă un sfert de oră. Popa îi dă lui
Jeremy pe stânga, îi lasă lui Bausa, avansează Bausa de pe partea stângă, CFR băgată la mijloc. Bausa minge pe viteză pentru Van Durmen. Van Durmen blocat și minge respinge de Brown la linia a doua câștigată de Bausa. Bausa întoarce până la Duarte. Duarte îi pasează lui Achim. Achim lui Asamoah, pas din două atingeri. Asamoah mută jocul pe partea dreaptă. Acolo este Lorenzo Paramati. Paramati dă lui Radu Negru, cam încet. Radu Negru se ajută bine de tot. Îi dă lui Paramati. Paramati lui Robert Popa acasă. CFR-ul n-a atins mingea de foarte multe minute. Pase senzaționale găsite de Craiova. Achim în centrul Asamoah, Asamoah lui Achim. Achim are mingea. Ole, 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 se strigă pe stadion. Asamoah din prima pentru Radu Negru. Radu Negru mai departe pe dreapta. Cam tare William Betten. Insistă Craiova, face pressing la portarul Bălgrădean. Bălgrădean rașchetează și trimite în out. Asta înseamnă pressing, ba nu. A salvat acolo Petrila. Mingea care se ducea în afara tenului. Petrila trage de el. Este un jucător al Craiovei întins pe gazon. Radu Negru. Radu Negru ceva probleme, minutul 77, Radu Negru are probleme, întins este și William Betten, se oprește jocul pentru pauză de hidratare la scorul de 3-1. 3-1. Incredibil, incredibil. Este 3-1 pentru Craiova, campioana unei mari iubiri. Este schimbarea acum la formația CFR Cluj. 21-28, am senzația că sunt, ba nu, 75, intră pe teren, 11-75 este schimbare la CFR, iese de pe teren Petrila, intră cu 75 Gâdea. Petrila înlocuit de Gâdea, este o schimbare, l-am văzut pe Eugen Angel făcând semne către Marius Croitoru, cum că ar fi nevoie de o schimbare, din ce mi-am dat seama la Radu Negru. Minutul 78, Radu Negru va trebui să fie înlocuit, din ce îmi dau seama. Radu Negru, vreau să vă spun că până în acest moment Craiova n-a făcut nicio schimbare. Incredibil. În 11 jucători, Craiova i-a făcut praf pe CFR 3-1, minutul 79. Marche intră în locul lui, să vedem în locul cui intră Marche, e la marginea terenului Marche, prima înlocuire, probabil... Se va retrage cineva în zona lui Negru, dacă Negru va fi înlocuit cu Marche. A jucat Craiova briliant până în minutul 79. Haideți băieți, mai sunt 15 minute. 15 minute în care probabil vom suferi, dar vom triumfa. 3-1. Craiova este în avantaj cu două goluri după ce a fost condusă 1-0 de CFR Cluj. Este momentul când trebuie să aflăm ce modificări se fac. Andrei Chivulete are mingea în brațe, va da drumul prin minge lui Camora. Încă nu s-a modificat, îl văd pe Marche la margine. Nu-mi dau seama dacă a făcut CFR-ul deja schimbarea. Nu apare nicăieri, nici pe site-uri că ar fi făcut CFR vreo modificare. Încearcă acum și recuperează Craiova o minge. O duce până la centrul terenului Van Durmen. Este în posesia lui Grauvaț. Cade Companio dintr-un duel cu adversarul. Companio îi se face semn să se ridice, să nu joace teatru. Mingea la Bordeanu. Atacă CFR Cluj, caută culoare. Mai sunt 10 minute. Avansează CFR Cluj cu toată echipa. Balonul este în posesia celor de la CFR Cluj în zonă centrală. 30 de metri pasă în adâncime, în spatele apărării. Respinge bine Paramati până la Achim. Achim poartă mingea cu el, o duce pe dreapta lui William Betten și out pentru Craiova. Out pentru Craiova, chiar că mai sunt 10 minute până se termină această partidă. E momentul când Radu Negru va ieși de pe teren. Radu Negru înlocuit de William Betten înlocuit de Marche. William Betten înlocuit de Marche. E foarte posibil ca Negru să reziste în continuare, să tragă cu dinții de el. William Betten înlocuit de Marche, minutul 80 al acestei partide. Este aruncat la margine Radu Negru, cel care repune mingea în joc, așadar continuă să fie pe teren Radu Negru. E minutul 81 al acestei partide. Mingea este trimisă greșit de Radu Negru direct la adversari. Este în posesia lui Iuri de lui Grauvaț. 9 minute și 40 de secunde până se termină. Este 3-1. Avantaj de două goluri. Trebuie să tragă Universitatea Craiova de acest avantaj. Respinge Van Durmen până la Companio. Companio de mingea lui Asamoah. Asamoah. Asamoah avansează pe partea stângă. Îi dă lui Van Durmen la marginea terenului. Van Durmen înapoi lui Asamoah. Din nou îi bagă Craiova la mijloc pe cei de la CFR. Mingea în posesia lui Marche. Marche pierde mingea a doua. Achim a pierdut. Marche nu a reușit să câștige mingea a doua. E la Bordeanu. Avansează CFR Cluj. Ajunge la centrul terenului. Minge în cercul de la centru. Avansează pe partea stângă CFR prin Camora.
9 minute și 10 secunde. Mingea din nou în centru. Hefte pasează din nou la mingea lui Camora. Camora centrează, minge lungă, respinge foarte bine Duarte, scoate mingea din careu până la Brown. Întâmpinat de Van Durmen. Atacă cei de la CFR Cluj, minge în careu și o scapă în au de poartă. Nu a putut-o controla Mustrati. Este au de poartă. Robert Popa ia mingea din spatele porții cu 9 minute și 50 de secunde, pardon, 8 minute și 45 de secunde până se termină meciul. L-a luat durerea de cap pe Dan Petrescu. Este degajarea pe care o va face portarul Robert Popa. O degajare de la mingea care o de 6 metri, minutul 82, Robert Popa pregătește degajarea, se îndreaptă spre minge, trimite cu piciorul drept, mingea se duce 20 de metri în jumătate adversă, Companio cu capul prelungește pentru Van Durmen, mingea la Brown o lasă în out. Brown aruncă de la margine, de pe partea dreaptă, trimite mingea lui Grauvaț. Grauvaț în interiorul careului propriu, 1 minute 20 de secunde, 3-1 pentru Craiova. Minge este pe partea stângă în posesia lui Camora. Camora avansează la centrul terenului. Pas pe partea stângă, Radu Negru gestionează bine, stă bine pe picioare, degajează lui Achim. Achim, Companio vrea lui Marche pe dreapta, a vrut bine Companio, a dat prea tare, îl minge cu glezna, crește, s-a dus în out. Repune Camora repede, Bordeanu, pasă lui Iuri, avansează acum Iuri până la centru terenului, mai sunt 8 minute fix până se termină meciul. Brown pe dreapta, minge la Iuri, la centru, vine la primire Bordeanu, primește exact la centru terenului Bordeanu, în fața lui Marche, Bordeanu, aruncă în adâncime, sare acolo Paramati, respinge imperialul Lorenzo, Paramati, Paramati minge pentru Achim, Achim pentru Marche, avansează Marche, Companio și Van Durmen, se oprește Marche, minge a doua Asamoah, Asamoah, Asamoah îi dă lui Achim. Iese Achim dintre doi, nu e Bausa, pasă dată de Bausa înapoi lui Duarte, Duarte lui Robert Popa, din nou plimbă Craiova pe CFR pe tot terenul. Popa pasă genial în centru pentru Asamoah, Asamoah mai departe lui Achim, Achim preia și dă mai departe lui Asamoah în viteză bună, Asamoah pentru Bausa, pasă înapoi lui Achim, Achim verticalizează, extraordinar jocul de pase al Craiovei, impresionantă este echipa Craiovei. Marche, Achim, pas înapoi lui Duarte, Duarte sfătuit să dea înapoi, avansează Duarte, pas lui Van Durmen, Van Durmen îi trimite mingea înapoi, este CFR-ul băgat la mijloc, ce caragios se joacă! Craiova își bate joc de CFR cu această serie de pase, iar un jucător al CFR-ului și arată și el frustrarea, e vorba de Hoban care între timp a intrat pe teren și vede cartonașul galben Hoban. Hoban vede cartonașul galben de la arbitru pentru un fault asupra lui Marche, atacat cu talpa sus, l-a lovit pe Marche după o serie de 30 și ceva de pase pe care au făcut oltenii. Este extraordinar, prieten, cum joacă Universitatea Craiova, acela stil de joc ca la Constanța, unde a dominat-o total pe echipa lui Hagi, care a avut mare noroc cu acele două execuții. 84 de minutul Paramati de lui Robert Popa. Robert Popa degajează înalt, lung, până la centru, stare Companio și trimite în afara terenului. La margine Mario Camora. Au rămas 6 minute până se termine această partidă. 6 minute trebuie să tragă cu dinții Craiova de acest avantaj de 2 goluri. Trebuie neapărat să stea în avantaj 2 goluri. Minge este în posesia lui Iuri. Trece dincolo de centrul lateral dreapta. Avansează CFR-ul cu toată echipa. Se apără Craiova cu toți, mai puțin Companio care stă la pândă la centrul terenului. Iuri pasă înapoi, îi dă lui Grauvaț. Grauvaț din nou lui Iuri. Iuri are mingea. Este pe partea dreaptă acum Grauvaț. Grauvaț îi pasează lui Mustrati, din nou pas, n-au pe unde să pătrundă elevii lui Dan Petrescu. Craiova se poziționează extraordinar, încearcă acum o pasă lungă, respinge cu pieptul Paramati lui, îi dă, oh, ce pas, ce foul grosolan asupra lui lui Bausa. Minutul 85, lovitură liberă pentru Craiova, a faultat Hefte. La faulta și intră în aceste momente Chițu, un jucător care poate ține bine mingea în locul celui care a dat două goluri. Standing ovation pentru Van Durmen, pentru Durmen. Durmen este aplaudat de tot stadionul. Intră în locul lui Chițu, un alt jucător care poate ține bine mingea în ultimele 5 minute. 3-1 e pentru Craiova, campioana unei mari iubiri. Craiova conduce cu 3-1. Televiziunea prezintă golul lui Deac din spatele porții. A fost o reluare. N-am înțeles momentul, intră Chițu în locul celui care le-a dat două goluri campionilor, Van Durmen. Mingea este acum la Marche, Radu Negru îl păcălește pe un adversar, degajează greșit, controlează CFR-ul, Companio trage de el, blochează atacurile CFR-ului, mingea este la Iuri, îi dă lui Grauvaț, 4 minute și 20 de secunde până se termină meciul, 3-1 avantajul.
intră în jumătatea noastră, Grauvaț se oprește la 40 de metri, pasă înapoi, n-au pe unde, n-au cu cine, n-au cum. Fără idee, CFR Cluj blocată de o echipă impresionantă, impecabilă, de nota 11. Craiova, lui Cloitoru este șocant de bună. Minutul 87 am intrat, 3 minute 50 de secunde. CFR-ul atacă de latul terenului. Este incredibil de bună Craiova la apărare. Se apără pe tot terenul, mută stânga-dreapta, așa cum cere jocul. Este acum atacul Craiovei. Radu Negru pune bine piciorul. Recuperează extraordinar acum Craiova. Mingea la Compagno. Compagno atacat tare, nu se dă nimic, însă părerea mea că a fost foul. Radu Negru din nou recuperează și trimite în afara terenului. Nimeni nu trece de Radu Negru. Aruncă de la margine CFR-ul. Doi jucători ai Craiovei sub minge de acolo din cauza accidentării, dar jocul continuă. Minge pe partea stângă a CFR-ului. Se întoarce la centru, n-au din nou pe unde. Minutul 87, 3-1 scorul. O minge lungă trimisă pe partea dreaptă la Brown. La margine Brown combină cu Hefte, Deac. Minge dată în centru, pierdută pentru moment de CFR Cluj, dată într-o zonă liberă, se poate trage la poartă, ocazie pentru CFR, ratează! Ratează acolo Hefte! Sau Gâdea, nu, Hefte este cel care cu capul din fața porții, zonă liberă, singur cu popa, dă pe lângă poartă. Moment psihologic, foarte bine au jucat cei de la CFR această fază, în poziție regulamentară Hefte, 7 metri singur cu portarul, dă pe lângă. Degajează Popica nostru, Robert Popa, 88 minutul, 2 minute și jumătate până se termină cele 90, 3-1 e scorul, Robert Popa degajează, o degajare lungă, sare acolo Compagno, Van Durman a ieșit, degajează Jeremy, minge lungă, încearcă acolo Compagno să facă pressing la Yuri, trage de el Compagno, nu mai poate, însă minge este la Camora. 88 de minutul, Mario Camora trimite o degajare, o deviere greșită a lui Hefte, ajunge din nou la Robert Popa, îl atacă Hefte, trebuie să aibă grijă Robert Popa, îl așteaptă pe Hefte, ia mingea în brațe și va degaja portarul nostru care a fost la campionatul european din Slovenia, la campionatul european Under 19, degajează Robert Popa, degajare lungă în partea dreaptă. Se joacă acolo, iată, au respins greșit cei de la CFR, mingea este la Compagno, Compagno pe dreapta la colțul terenului, se duce Compagno acolo, duce mingea la colțul terenului, protejează Andreea Compagno, ține de minge, este deposedat, însă a fost acolo încolțit de doi adversari, stă Craiova în pressing, ajung CFR-ii la colțul propriu careu de 16 metri, o degajare blocată de Marche, ajunge la Yuri în propriul careu, Yuri are mingea, combină cu Bordeanu, suntem în minutul 89, 3-1 este scorul pentru Craiova. Haideți băieți, încă două minute până se termină această partidă. Craiova stă la pândă să recupereze, stă în banca ei și îi blochează. Are doi jucători la margine, Sidibe este unul dintre cei care va intra pe teren în scurt timp. Sidibe junior a dat gol la prima atingere a balonului la Constanța. Când era însă 2-0 din două execuții fantastice, Artean și Grameni, respinge Paramati, formidabilul Paramati, recuperează mingea Paramati, avansează Paramati până aproape de centrul terenului, Paramati protejează bine, Paramati are culoar, intră în jumătatea adversă, Paramati, extraordinar Paramati, putea să-i dea mingea lui Compagno, îi lasă mingea acolo pe partea stângă, avansează acum Jeremy. Craiova în posesie, în jumătatea adversă. Cred că s-au resemnat cei de la Cluj, nu mai au șansă. Asamoah pasă înapoi lui Marche. Marche și mai înapoi lui Duarte. Din nou pasează pe tot terenul Craiova. În delir, spectatorii în penuza sub, minutul 90 al meciului. 3-1 pentru Craiova. 3-1 pentru Craiova. Minunata echipa Craiovei conduce cu 3-1. Minge este acum la Bausa. Bausa, e Achim. Achim face o fentă, păcălește trei adversarii de lui Radu Negru. Radu Negru înapoi la colțul careului pentru Paramati, atacat de doi adversari. Paramati scurt cu Achim. Achim, extraordinar, vede o pasă la Marche. Marche ține bine de balon. Marche impresionant, ce le-a făcut Craiova campionilor. Incredibilă Craiova. N-are cum să ia mingea CFR-ul, de două minute pasează. Spectacol Craiova. Trece acum Bausa. Au dat de pământ cu el ca să-l oprească. Bausa a faultat de Bordeanu. Două minute a ținut mingea pe tot terenul Universitatea Craiova. N-ai cum să iei mingea. Schimbare în aceste moment. Două schimbări la Craiova. Sunt trei minute de prelungire. Bausa înlocuit de Enache.
Deși nu cred că e așa, la margine nu l-am văzut pe Enache. Așadar, schimbări la Craiova. Intră Ricci Grigore în locul lui Bausa. Robert Popa e noul capitan al echipei. Bausa îi pune banderola, se îmbrățișează cei doi. Cred că și Radu Negru va fi locuit. Minutul 90 plus 2, 3 la 1 va fi victorie. Radu Negru locuit de Ricci Grigore. Iese Negru, intră Grigore. Probabil Paramat în dreapta, Grigore în centru. A mai ieșit Bausa, a intrat Sidibe Junior. Acestea sunt schimbările lui Marius Croitoru. Impresionantul Marius Croitoru, fantastica Universitatea Craiova. Așa Craiova, așa Craiova n-am văzut de pe vremea Craiovei Maxima. Senzațională Craiova! 3 la 1 atacă acum Universitatea Craiova. Au respins cei de la CFR până la Bordeanu. Bordeanu avansează acum în viteză. Hoban a dus mingea pe stânga. Cei de la CFR Cluj au o ultimă oportunitate de a da un al doilea gol, dar au greșit pasa pentru că a acoperit senzațional Craiova. Mingea la Samoah. Asamoah cere Sidibe în dreapta. Mingea la Companio. Companio lui Asamoah. Asamoah îi lasă mingea lui Marche. Marche lui Companio. Companio. Companio lui Asamoah între doi adversari. Mingea respinsă de cei de la CFR la Companio. Companio îi dă mingea lui Paramati. Paramati lui Companio. Companio ține de balon, îl dă. A vrut să-l dea lui Paramati, îl trimite în afara terenului. 40 de secunde până când Craiova o bate pe CFR Cluj. E 3 la 1. Campioana României, o rușine de echipă. Bătută de armeni în cupele europene. Egal fotbalistic cu Rapid acasă dacă Rapidul dă gol în ultimul minut din penalti. Și acum 3 la 1. Craiova a făcut ce a vrut cu campioana României. O victorie delicioasă. O victorie impresionantă. O victorie a celei mai bune echipe din startul campionatului. Craiova dă de pământ cu CFR Cluj, o bate la toate capitolele. Și în câteva s-a terminat, nu, e lovitură liberă. Lovitură liberă pentru Craiova, au trecut cele 3 minute. Extraordinară Craiova. Este lovitură liberă pentru Universitatea. Peluza sud e în delir, toți la bustul gol. Se termină meciul, victorie pentru Craiova. Victorie pentru Universitatea Craiova. O bate clar pe CFR Cluj. 58 posesie, 18-10 ocazii de gol pentru Craiova. 6-4 șuturi pe poartă pentru Craiova. 9-5 șuturi pe poartă pentru Craiova. 15-9 lovituri libere pentru Craiova. 5-2 cornere pentru Craiova. Până și la aruncări de la margine, 19-11 pentru Craiova. Pase în total 509-365 pentru Craiova. 437-290 pase reușite pentru Craiova. 100-69 atacuri pentru Craiova. 49-32 atacuri periculoase pentru Craiova. 3-1 pentru Craiova, 0-1 Deac, 1-1 Van Durmen, 2-1 Companio, 3-1 Van Durmen. Craiova o spulberă efectiv pe campioana României CFR Cluj, de care și-a bătut joc de foarte multe ori în această după-amiază. A avut Craiova serii de peste 3 minute de pase când i-a băgat la mijloc. Craiova i-a făcut pe CFR măgărușul, cu toate că astăzi încă este campioana României. Îndrăznesc să spun că la modul cum joacă CFR-ul nu poate prinde nici play-off-ul. Craiova, după părerea mea, e cea mai bună echipă din debutul campionatului. Întâmplarea a făcut să piardă 3 puncte la Constanța, unde a dominat total fotbalistic meciul, însă a cedat cu 2-1 după două șuturi grozave, iar în aceste momente este o victorie fabuloasă obținută de cea mai frumoasă echipă. Tiki-taka Craiovița, zice Ulric. I-a făcut zdrențe Craiova, felicitări, zice Daniel S. Hai Steaua, hai Craiova, zice Ulric. Craiova câștigă, diseară rândul nostru, zice Ulise. Chiar sunt curios ce scuze o să inventeze Dan Penalti. Rămânem, dragi prieteni, pentru că în scurt timp vom avea reacții de la stadionul din Craiova. Marius Croitoru din tribună îl bate pe Dan Petrescu de pe bancă, îl bate atât de rău încât îl face praf. Croitorul cel mai bun antrenor, spune Harry. Sunt curios ce echipă bagă antrenorul principal Gigi diseară cu Rapid. Avem timp să vorbim de asta. După ora 20:30 mă voi întoarce. Așteptăm reacții de la stadion. Dacă vrea cineva să intre în legătură directă și ține cu Craiova, îl aștept acum să sune. Iată linkul. Craiova, CFR 3-1.
Craiova a dat de pământ cu CFR, a zdrobit-o, a spulberat-o, a călcat-o în picioare, a umilit-o, a făcut-o măgărușu pe campioana României. Această echipă Craiova, Universitatea Craiova, echipa Olteniei, adevărata știința, reușește să o bată pe această caricatură de campioană, cea mai proastă campioană din istoria României, CFR Cluj, cea mai urâtă, cea mai deloc spectaculoasă, cea mai plicticoasă echipă din rândul campioanelor. Bausa, cel mai bun jucător din divizia, spune Mutu Mirel. Dacă vrea cineva să intre în legătură directă, îl aștept. Avem momente în continuare când așteptăm și declarațiile după această partidă impresionant făcută de Universitatea Craiova. Efectiv, Craiova a spulberat-o, a distrus-o pe CFR Cluj. Un scor categoric, cea mai bună echipă de pasă din România. S-au găsit formidabil pe teren. Craiova lui Marius Croitoru a bătut-o, a zdrobit-o, a spulberat-o, a umilit-o pe CFR 3-1. După ce scorul a deschis CFR-ul, a dat gol Deac. După ce Craiova, atenție, ratase două ocazii imense, loviturile Bausa milimetri lângă vinclu și Negru, singur cu portarul. Radu Negru a jucat formidabil, acest copil impresionant a jucat, Radu Negru, care a fost contestat tot timpul în sezonul trecut de suporterii Craiovei. Foarte bună evoluția lui Radu Negru. Craiova a bătut-o, prieteni, pe CFR de a distrus-o. Dacă vrea cineva să intre în direct, am link-ul. Între timp însă așteptăm și reacțiile de la stadion. O să avem în legătură directă antrenorii celor două formații, Dan Petrescu și Marius Croitoru. Să sperăm că îi vom avea. Sunt ceva probleme, emoții, pentru că în scurt timp, adică peste o jumătate de oră, va începe un alt meci în Liga 1, Universitatea Cluj cu CSU din Craiova. Va fi următorul meci. Adevărata echipa Clujului va întâlni o echipă care s-a inventat la ordinul unui partid comunist și la ordinul unei federații ticăloase, care a distrus adevărata echipă a Craiovei. Va fi meciul Universitatea Cluj, să le dea Dumnezeu sănătate, cu CSU. S-au terminat momentele de publicitate de la televizor. La pauză spunea cineva că Universitatea nu joacă nimic, doar pasează. Să-i vedem noi pe aia care ziceau că Universitatea nu joacă nimic. Iată că Universitatea a distrus-o pe Craiova, pe CFR, prieteni. A spulberat-o și a bătut joc astăzi Craiova de CFR. I-a făcut măgărușul. Au fost de câteva ori multe, foarte multe minute în care pur și simplu cei de la CFR erau girofar, stânga-dreapta, stânga-dreapta, alb-albastru, alb-albastru, alb-albastru. Uite așa făceau aia de la CFR, alb-albastru, alb-albastru, stânga-dreapta. N-au știut cum îi cheamă cei de la CFR, la ce pase au făcut jucătorii lui Croitoru. Echipa asta e proaspătă, entuziastă și dornică de performanță, în timp ce clona e blazată și uzată, zice Adi Cristian. Merita Mititelu pentru cât a pătimit pentru Craiova. Frumoasă descriere celor de la CSU, zice Mirel Mutu. Asta este echipa care a furat 5 campionate la rând, zice Stenda. Mi-a plăcut jocul de pase, foarte bun, zice Daniel S. Și Duarte, fundaș central, top. O să plângă iftime după Croitoru, zice Dorin Alb. Îl avem pe Andrei Mereuță, prieteni. Ce spui de Craiova, Andrei, ca suporter al Stelei? Ce să zic? O lecție predată lui Dan Petrescu. O lecție, cred că de mult n-am mai văzut un meci așa, în care CFR-ul nici n-a mișcat. Nimic. A dat acel gol, dar nu, atât. Nimic mai mult. Bă, nimic, CFR, nimic, 3 meciuri la rând, 4 cu ăla din cupele europene. Da, ce să zic. Și cred eu că după meciul de astăzi și după ce am văzut și în prima etapă, Craiova lui Mititelu, mari șanse să intre în play-off. Mari șanse. Acesta e și obiectivul. Mari șanse. Eu zic că nu știu dacă în primele 3, dar în primele 5, 100%. Da, cert e că după primele 2 meciuri, Craiova cred că e cea mai bună echipă din Liga 1, ca fotbal,
ca organizare, ca omogenitate, ca și combinații, cum duce fazele, câtă siguranță, nu mai pasă între adversari, nu mai pasă între linii, combinații grozave, cu răbdare. E o echipă foarte bună și atenție, are și o bancă bună, are mulți jucători de pe margine care pot intra la același nivel. Andrei Brândușoiu, ce spui de Craiova mea? Salut, salut Gabi, salut Andrei. Da, salut. Ce să zic, îmi cer scuze că am zis la început că o să fie 4-0. Nu mă așteptam să fie așa de slabă Craiova, să bată numai cu 3-1. Da. Dar mă bucur. Probleme mari și... la Craiova după meciul ăsta, așa e. Da, talismanul celor de la CFR a lipsit, cu Dan mai fă o minune. Probabil asta a fost motivul. Uite, cineva spune, nu am văzut nicio echipă din România să-i domine așa pe CFR cum a făcut-o Craiova azi. Da, pe ce să ceri? CFR-ul sezonul ăsta l-a început foarte prost. Să zic? Andrei, ce vrei să faci? Au îmbătrânit și jucătorii aia, nu? Mai da, tinerele speranțe fără experiență de la CFR? Nu? Bun, acum au îmbătrânit, numai că fotbalul nostru e cam jos și aici la Craiova am văzut că se vede mâna antrenorului, 100% se vede mâna antrenorului, un antrenor bun, un antrenor ofensiv, ca Croitoru, au făcut din echipa asta ceea ce trebuia. O foarte bravo bună lui. Organizare, vă spun ambilor, Andrei, o foarte bună organizare, cum spuneam acel Pușcaș, dacă ați văzut emisiunile, omul ăsta stă 2-3 ore pe teren cu jucătorii, să exerseze ceea ce s-a văzut la Constanța și astăzi. O serie de pase impresionantă, cu o siguranță. N-am văzut niciodată în România, vorbesc serios, nu exagerez, n-am văzut de pe vremea Stelei din 86 atât de multe pase sigure date pe metru pătrat cum făceau oltenii. Asta același... Te rog, Andrei. Același joc, no, cu ceva diferențe, cu ceva carențe, îl avea și la Botoșani. Botoșani juca foarte bine cu Croitorul. Aici se vede, după părerea mea, mâna lui Croitorul. Bun, am valoarea jucătorului, dar trebuie să ai și pe cineva ca să te pună în evidență. Dacă îl pui pe Olaru, fundaș dreapta, ce vrei să joace? Și mai e o chestie. Jucătorii au liniște. Jucătorii sunt lăsați să joace. Nu, adică sunt lăsați să se antreneze, cel mai bun joacă. Nu joacă doar numele sau eticheta. Sunt jucători, unii dintre ei, Andrei, unii dintre acei jucători au venit din Liga 3-a, știu ce înseamnă Craiova. Unii au venit din Liga 2-a, știu ce înseamnă Craiova. Alții au venit când echipa a promovat anul trecut și au realizat unde sunt. Salarii la zi, condiții incredibil de bune. Nimeni în România nu are bază sportivă precum Craiova, au zis-o toți. E o atmosferă propice, omogenitatea. N-au schimbat mult, au rămas mulți jucători din ediția trecută, pentru că ediția trecută, în partea a doua, Craiova chiar a jucat bine, doar că nu făcea puncte. Acum eu cred că toate lucrurile s-au întors în favoarea lor. Au tot ce le trebuie în momentul ăsta să prindă play-off-ul. Noi spun că noi ar trebui să ne facem griji că, din câte știu, următorul meci avem cu ei, da? Da, luni 1 august la ora 21:30 îl voi comenta de pe Național Arena, de la masa presei cu acreditare. Înțelegi? Sincer, asta cam dă de gândit. Nu văd o echipă ușor de bătut, Craiova. Chiar dacă... Poate ca valoare să mai zic încă o dată că suntem poate peste, dar nu avem organizare. Eu nu vreau să se supere toți steliștii de pe acest canal. Eu nu văd Steaua mai bună decât Craiova în această clipă. Nu o văd la ce s-a întâmplat pe teren, pentru că mă uit și la jucători, dacă e comparativ post pe post, poate egalitatea să fie la portar, Târnovanu și Popa. În rest, după părerea mea, ce fundaș are Craiova, Paramati cu Duarte, fraților? Eu nu cred că sunt fundaș mai bun la Steaua. Ai Daua și cu Haruț? Păi, doamne. Da. Gabi, știi care e chestia? Eu cred că campionatul ăsta va fi câștigat de echipa care va avea cel mai mult liniște, în primul rând. În sensul în care jucătorii să fie lăsați să se antreneze, să joace. Problema spun eu, Andrei, că de mult nu am mai avut așa un campionat strâns. Anul ăsta o să fie un campionat foarte strâns.
Păi da, și liniștea de la echipă, de la o echipă va face diferența, pentru că valoarea jucătorilor este foarte slabă și dacă te uiți din ce în ce, la noi nu mai apar jucători care să țină mingea, adică să țină varsa. Nu mai vezi jucători să deschidă jocul. Nu mai vezi jucători care să dea o diagonală bună. Nu mai vezi jucător. Asta pentru mine îmi dă de gândit. Un jucător, de mult n-am mai văzut un gol din lovitură liberă în campionatul nostru. Înseamnă Da, că nu te uiți la campionatul României. ia uzi. Da, să vedem. Pe mine ceea ce mă revoltă e că nu avem încă declarații, dragi prieteni, după meciul de la Craiova. Am văzut toate știrile din lume, Sepp și toți ceea ce au făcut cu Argeșu, cu Bergodi, cu toți, însă nu vedem reacții de la Craiova. Le așteptăm încă, o să mai stăm încă 5-6 minute să vedem dacă vor fi reacții de la Craiova. Tare vreau să-l aud pe Dan Petrescu, dar și mai mult vreau să-l aud pe Marius Călăitoru, deși cred că Marius Călăitoru nu va da declarații pentru că el e suspendat. El nu are voie în acea zonă mixtă. Probabil va da declarații altcineva din partea Craiovei, dar pe Dan Petrescu vreau să-l aud. Păi, hai să spunem ce declară Gabi. Un meci greu la o oră care nu s-a, nu e pentru fotbal. Au făcut deplasarea la Craiova, jucătorii foarte obosiți, se gândesc la meciul crucial de joi. N-am putut să aliniez cea mai bună echipă. Gata, Nu. Gabi, gata, Gabi, poți oprești transmisiunea pentru că declarația lui Dan Petrescu a fost redactată de Andrei Mereuță, așa că. A, Bă, deci bun, asta e, da. Păi să știi, cam așa o să zică. În primul rând o să înceapă, n-am pomenit așa ceva, de când mama m-a făcut din 94 de la mondiale o bătaie de joc, să pui jucătorii să joace. Ăsta n-a mai fost fotbal. Tot ce am pregătit, n-ai cum, pentru că și-a pus amprenta căldura. Nu poți să joci pe această căldură. Nu, nu se poate așa ceva, n-ai cum. Am asta condus, e. am jucat mai bine, am controlat jocul, am dat gol, dar pe căldura asta n-ai ce să faci, n-ai cum. Păi da, știi de ce, Gabi? Pentru că oltenii la micul dejun mănâncă praz, în Ardeal poate mănâncă slănină, știi? Și e diferență. Eu cred că astăzi am mâncat bătaie. Da. Astăzi Da. am mâncat bătaie Nu, o să mai ardeleni. zică că Liga nu ține cu echipele care joacă în cupele europene, că nu sunt, toată lumea este împotriva CFR-ului. Da, așa este. Toți sunt împotriva CFR-ului. Toată lumea. Și Craiova a fost împotriva CFR-ului și a făcut-o bine de tot. Da. Gabi, să sperăm că terminăm ziua cu bine. Da. Să. Săptămâna trecută, știți cât am suferit? Craiova bătută în aceea zi în care Steaua a făcut egal cu Cluj și am venit astăzi cu mare bucurie și cu mare entuziasm, energia pozitivă. La pauză am spus cuiva care a zis că va fi 1-2 printr-un penalti al CFR și am spus de ce să transmiți energia asta negativă când poți să spui că va bate Craiova, de ce să nu transmiți energie pozitivă. Nu știu ce m-a făcut să cred că astăzi Craiova bate pe CFR. Am venit cu pofta asta să comentez meciul și sunt absolut convins și cu echipa a doua diseară Steaua bate pe Rapid. Sunt absolut convins că așa se va încheia ziua cum vă doriți voi. Dumnezeu. Da, vă mulțumesc amândurora, ne auzim după ora 8:30, mă duc până la Federația, am treburi de rezolvat, mă duc să mănânc o șaorma cu de toate, cu mare bucurie, îi salut pe toți suporterii CFR-ului care sunt acum sigur pe acest canal, cei 12 jumate, că unul știți că e doar jumate, că, da? Chiar îmi doresc să-mi fac aici o comandă diseară, tot așa de 2 milioane jumate, imbecilul ăla, îl aștept cu pizza de 2 milioane jumate. Și-a bătut joc efectiv portarul de la noi de el săptămâna trecută, vreau să vă spun, a râs de el, a râs de el, mi-a povestit când am plecat noaptea, mai de capul meu, și-a bătut joc de acel dement. Nu-i mai merge. Mulțumesc, Gabi. Mulțumesc și eu și ne vedem la următorul. Mulțumesc, mulțumesc pe mai Salut. târziu. Prieteni, Craiova efectiv a făcut dresură de campioni. A dat de pământ cu campioana României. Campioana unei mari iubiri a bătut campioana unei mari dezamăgiri. 3-1 pentru Craiova, victorie netă, o victorie categorică la toate capitolele. Craiova a fost peste CFR Cluj. Încă o dată, vă spun ce s-a întâmplat. Posesie 58 pentru Craiova. Ocazii de gol 18-10 pentru Craiova. Șuturi pe poartă 6-4 pentru Craiova. Șuturi pe lângă 9-5 pentru Craiova. Lovituri libere 15-9 pentru Craiova. Cornere 5-2 pentru Craiova.
Pase în total 509 la 365 pentru Craiova, pase reușite 437 la 290 pentru Craiova, atacuri 100 la 71 pentru Craiova, atacuri periculoase 49-34 pentru Craiova, scor final 3-1 pentru Craiova, cea mai bună echipă din România în acest moment, Universitatea Craiova. Au apărut oamenii la zona mixtă, vom avea declarații, Păun e cel care vorbește, nu ne interesează. Mulțumesc celor care ați fost aici alături de Universitatea Craiova cu sufletul, cu inima, cu tricoul pe mine și cu gândul bun pentru Universitatea. Am comentat din toți plămânii, a ieșit bine, a ieșit formidabil și n-avea cum să nu iasă așa la cât de bine a jucat Craiova la Constanța, nemeritat a pierdut, putea avea 6 puncte astăzi pe fotbal, Craiova are doar 3. Etapa viitoare vine pe Național Arena să joace contra Stelei luni la ora 21:30, meci pe care îl voi comenta, dar nu aici. O să vă rog pe toți cei 100 care sunteți aici, atenție mare, țineți minte, o să am și Facebook până atunci. Pe 30 îmi revine Facebook-ul, am fost blocat de nemernicul de Facebook. Ideea următoarea, voi comenta meciul de pe stadion pe Flash Score. Intrați săptămâna viitoare, luni 1 august, pe Flash Score și urmăriți comentariul pe care îl voi face de pe stadion la Steaua cu Craiova. Să vedem dacă mai sunt declarații de la Craiova după această partidă. L-am auzit pe Păun. Nu, deocamdată se trece la Cluj, la meciul Universitatea cu CSU Craiova. Ne oprim, o să mai facem emisiuni fără doar și poate. Luni o să vorbim despre Sepsi, dar cu siguranță o să facem marți seară probabil o emisiune special pentru Universitatea Craiova. Marți seară o să avem emisiune pe Realitatea Sportivă dedicată acestei formidabile echipe din acest sezon, Universitatea Craiova. Deocamdată mă opresc, mă voi întoarce pe acest canal la ora 20 și 30 sau ora 20 și 45 de minute când ne îndreptăm toată atenția către al doilea important meci al zilei, Rapid Steaua. Până atunci, felicitări Craiova, mulțumiri Craiova, succes Craiova în continuare și mulțumesc tuturor celor de la Craiova. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul dolar, trimiteți donații pentru Craiova, pentru acest canal de YouTube, apăsați butonul dolar, trimiteți cât doriți voi pentru Templul Sportului. Abonați-vă acum la acest canal de YouTube, distribuiți acest canal de YouTube și dați like. Ar fi frumos acum 94 de like-uri de la fiecare, cât un like și vă mulțumesc, nu vă costă nimic să dați like. Vă aștept să dați like, să donați, să distribuiți și să deveniți membri abonați acestui canal de YouTube. Mulțumesc tuturor! Nu aștepta să mai pot, îți dea alții ție, mă rog. Bun, sunt mesaje, oamenii deja s-au încins, văd că sunt oameni care vin de la CSA, de la CSU și de la fel de fel de echipe de-astea fermecate. Opresc și ne întoarcem. Le spun tuturor la 20:45 pentru meciul Rapid Steaua. O seară bună în continuare!